Căpila a rămas o lună jumate la incubator și aveam avut voie să o văd 10 minute o dată pe săptămână. A fost o perioadă foarte grea. Do Ar trebui să plătească cei care au luat asemenea decizii. Din păcate nu plătesc. Ei sunt bine mersi, Probabil că își mai au o mașină. Să nu se mai țină cont de nimic. Să nu se mai țină, frate, cont de nimic. Ce? Te-ai dezbrăcat pe internet? Ești foarte tare. Nu, nu ești foarte tare. Nu ești foarte tare. Că l-am dat-o să vrei și tu viața ta. La un moment dat o să vrei și tu familia ta și ăla care te place așa că te-ai pe internet, da, te ia până la urmă, unul. Dar după aia că mă certa ce spune? Fă, de unde te am luat? Mai, am crezut că mor. Nu trebuie să respir. Hai okay, se e frumoasă senzație. senzație. frumoasă senzație. și a fost și filmat. Oh, doamne. Dragii mei, bine ați revenit sau ați venit la vorba lui Jorge. În acest episod am o prietenă dragă, veche, dar bună. Este doamna Cristina Ciuran, că nu m-a lăsat să zic domnișoară, bună ziua, bună seara, bună Bine, ai venit la vorba lui Jorge, să spun niște... Bine, bine te-am regăsit. Figa light sau figa normal? Normal, să fie cu zahăr. În seara asta facem o nebunie. Da, Îți mulțumesc foarte mult de invitație. Să știi că mă bucur mult de proiectul ăsta al tău care merge atât de bine. felicitări Ei sunt. Nu e foarte ușor și. Sunt responsabil de succes. Cei de acasă nu știu că astfel de proiecte nu sunt foarte ușor de realizat. Da implică foarte multă muncă, mai ales în spate, foarte multă muncă. Este, este și lucru. organizare și oameni mulți da. și Doamne ajută să ai fie într-un ceas să bun. Sănătos, bine ai la vorba lui să-ți meargă poți din zi. Să iau plin. acasă paharul ăsta? mai avem, nu te-ai așteptat la Putem... asta. Putem... <laughs> mai avem, da, poți Nici nu-mi trebuie. Dar o să-l uite așa, amintire. Da, ci, da, da, pe eu, el? da, uh, da. Găsim și o marker? Dacă îmi dai un ruj să Nu, nu, că să ia un marker sigur găsim pe aici. E foarte frumos. Marker, da. La tine am Uite, mi ai dat o idee bună. Să facem niște pahare de astea mm -hmm. cu fotbalul mm Horhe. -hmm. Ce zici de asta? Da. Pac. Și cu semnul mea, Poți să scrii tu de vorba lui Horhe să te. Da, vorba lui Horhe. Deci, nu trebuie să fie da. deja făcute. Să le faci așa, poate poate de unul îți place mai mult și faci un scris da, caligrafic da. mai interesant. Poate pe altul, fruștiuric. nu mie, îmi place de tot la fel. Adică, da, da, Nu cred asta. Oameni, da. Iubesc oamenii. Da? Uh, cum ți se pare locația? Îți place aici? Suntem place la Vladila. Da, da, da. Uh, dacă ai nevoie vreodată de tapet personalizat, să știi da, că chiar am. ai. Da, 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 și chiar trebuie să dau măsurile. Da. uite că n-am apucat. Da, uite, da. colegii noștri te pot ajuta cu ceva personalizat pe placul emei, să facă cu Îi fac camera, uh, da. Regeluși, cu da. Camera ba. ei, da, 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 da. Cu... Știi ce i fac? Îi mm? fac junglă. Ah, ce mișto. Da. toate animale, să le înveți să. E tigru, zebra. Așa. Și ea ce e? Pantera. 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 Pantera! Mamă, ce frumos! ce frumos. Pantera! Iată prima supraviețuitoare, survivor din junglă, jungla da, de da, la, da, la... Da, da. Jungla la. Jungla urbană! Jungla urbană, mamă, asta da. e. Te ești în jungla urbană, trăiești în ea sau. Nu, no, mă descurc să știi că dacă e ceva ce nu-mi place, mă retrag la burloc. Ai burlogul tău separat așa? Bineînțeles. Unde? E? La... Bineînțeles. Ce oraș? În zona icoanei. Zona icoanei. tu <gântu> mă întrebi. Da, da, da. Nu, nu. Am, am sanctuarul meu, familia mea. Dacă e ceva ce nu convine din jungla urbană, hap. Stai la casă sau Așa la cum e o casă mai mare. E o casă mai mare? Da, da, da. mai multe familii acolo? sau? Nu, nu, un etaj. Ah, ok. E o casă. A frumos că stau. Casă. Știi, casa aia de lângă Parlament aia, aia cu patru etaje. totuși. -aia -aia să nu. Aia da. nu. E cea de lângă cea mare. A... <laughs> da, frumos. da. Deci asta spuneam că am sanctuarul meu, am locul meu preferat, locul unde te încarci, te simți bine, cum e și normal să avem și în general, adică ar trebui să fie familia știi, casa casa trebuie să reprezinte sanctuarul tău mulți spun, domnule, nu pot să stau acasă mă sufoc acasă, e prea liniște e prea întuneric, e prea gălăgie știi care e vorba? că dacă nu te simți bine acasă nu te simți bine nicăieri că dacă tu acolo unde dormi unde trebuie să te încarci de energie de stare bună, de bucurie de pahabar dacă acolo nu te simți bine, cum să te simți bine în locuri străine? Uite, eu când eram mic, uh, ziceam că vreau să devin călător. Mm. Eu aveam uh, papuci de duc, adică eu în continuu voiam să plec undeva. Mm -hmm. Oriunde. Mă, da, oriunde n-am răgat nicăieri. Ca să ne înțelegem. <laughs> Cât de mic era, era acum, nic... depinde. Dacă uh, aveai 16 ani e de înțeles. N-am ieșit din țară până la și 43 de ani. Dar cum e posibil? Da, nu avem bani. Cum e posibil? Păi, Lasă-mă că nu trebuie bani să ieși din țară. Cum mă? Păi dacă nu avem... Hai nici să pleci măcar... cu feribotul. Hai, lasă-mă în pace. Câți ani ai tu, Jorge? Ei, nu mai contează. 41 am. Nu ți înainte. Deci aveai oportunități. Unde mă, -am oportunități? Unde măcar, mă să am În Bulgaria, mă, măcar, în Turcia, să iei niște blugi, pe jos tot din Constanța. Ia, te Știu, rog foarte mult. O dată au plecat ai mei în Turcia și au luat-o pe sormea și pe mine nu m-au luat. și <laughs> bă, dar de ce? Tu știi că... Deci până la 20 de ani el, am zis, bă, dar de ce nu m-ați luat și pe mine? Bă, eram mic, eram mic, mă, unde mă pune la mijloc acolo? A, nu știu de ce ne zis, că ne-am luat după nu știu care, care am, am luat-o pe sorta și pe verișoarta, în spate am îndoc. Da, mă, mai eram eu, era bancheta aia de la Dacia, urlai, îi, intrau seama, 5 copii mai mic. Nu, e, mai mă, eram e. cât aveam, 10, 12 ani. 12 ani și, da, uh, da mă rog. Uh, Încă de te aceasta Da, aminție. și de atunci mi-am propus că le-am zis când s-au întors, eu o să plec de atâtea ori din țară și pe voi nu să vă iau. Și acum iau pe mama peste tot. <laughs> în fiecare an o iau undeva cu noi. Foarte Anul ăsta am luat de două ori. Așa, să ne întoarcem un pic la copilăria, yeah. Da. <laughs> Ce anume te-a Care a fost uh, lucrul care te-a impactat da, cel mai tare? Da. Nu, serios, deci la 20 și ceva? 24, 23, 23 de ani. Păi mai puțin, că tu ai fost în trupele alea. Da, mă, și erai... da. Și nu plecai din țară? Unde? Tu crezi că aveam succes internațional? Sau ce crezi că eram... Ce să aveați? Aveam succes, s da, aveam... Nu, cocktail. Nu, deci. mm, acolo. <gântu -i> cocktail, da, da. Mi revin, uh -huh. orică, mi -aduc la vorba cu Cristina. Mi-aduc aminte de concursul... mi aminte? Concursul undeva au ales. Eram pe acolo, în bufte. Și mi-aduc aminte, a fost superb. Tu jucai în telenovela atunci. -ă, nu știu dacă era chiar... Nu. Ba da. Jucai, <laughs> da, atingi. da, 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 da. Și era o, era o nebuneală în perioada aia și cumva participam la toate evenimentele și a fost o plăcere să vezi și cum s-a ales după Asia, și cum s-a ales cocktail, bliss. erau mai multe formații. Mm -hmm. Foarte fain. și fetele. A pop sau A, da, exact, exact. Bravo, că de... voi erați, erați, 2 cu doi cumva. Da, nu eram Blis, și eram cu Asia, și și nu știu, voi erați și colo și colo. Eram combinații eram, peste combinații. Eram. Când da. într-o trupă, când în alta. Da. A... <laughs> <laughs> în funcție eram. de necesități, în funcție de turneu, știi cum e. de plecăm cu Asia sau plecăm cu cocktail? Am ce avut ce cereri. Am... <laughs> de concerte, nu de... Da, da. Concerte. Da. Era un scrie. Fost... Era coadă la bilete. Scrieri, Na. da. Și, dar pe tine nu te-a bătut gândul niciodată să faci o trupă, să cânti, să... Da, mi-am dorit să cânt de când eram micuță, dar cumva, în perioada respectivă, când eram eu în liceu, am făcut școala populară de artă, canto, și chiar când am foarte, foarte bine și când am dat la facultate la actorie, să trebuie voce, și am dat la canto, a fost foarte bine, doar că Trebuia cumva să alegi, pentru că se mergea cumva pe principiu că e bine să faci o treabă bună. Nu șapte să începi și să picuri deci. pe acolo cum poți. Și cumva am ales partea cu actorie mai degrabă decât partea cu cântat. Și spun și de ce. Eu sunt foarte emotivă. Mai ales când e vorba de cântat. Păi am și emoții foarte greu. Le depășesc. În uh, anul 4 de facultate am jucat într-un musical și am fost cu musicalul, am jucat peste 150 de spectacole pe în toată Europa. Era o producție britanică. Băi, nene. Aveam așa o mare problemă cu, cu emoția pe cântat, pentru că era, nu știu cum să zic, partea mea sensibilă, partea la care țineam cel mai mult și era cum, știi. Mai aveam o emoție atât de puternică înainte să înceapă. Pentru cu vocea mea începea spectacolul. Și era tot o emoție. Și colegul Octav de la pian începea notele, și în fiecare spectacol, înainte de notele pe care trebuia să le ating, la asta mă gândeam. Nu, 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 nu să deschid gura. Nu, nu o să pot, nu o să pot, nu o să pot. Și mi s-a întâmplat o chestie în Germania. Așa. Iată, eu am plecat, m-am plimbat prin Europa de, de vreme, <laughs> în Germania. Și mi-am dat seama că zis am, Germania. am răcit foarte tare, pentru că la noi în luna iunie erau 30 ceva de grade și la noi erau 16. Și când am ajuns acolo, noi în 5 după atmosfera bucureșteană, ne-a lovit atmosfera nemțească. Oamenii erau reci, vremea rece cu noi, am răcit imediat în perioada aia și fumam. Și fumam țicare de la țigară. Băi, nene, apropo, ce bine cum s-a defumat. Mamă, ce bine. Da. Și tușeam, tușam, răgușeam. Păi nu puteam să vorbesc. Vorbeam așa. Știi cum o să gândi un spectacol de seară? Mamă, și începea Mam. spectacolul și începea cu Dum, 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 dum. Și eu aveam două note. No more. No more no Și more. după aia da, Și după aveam No more Și mai sus Și mai sus Și urcau notele mele Băi, era incredibil Eu nu puteam să vorbesc Dar când începea spectacolul Aveam voce Aveam, da Da, e, se întâmplă era chestia asta. incredibil Și îți dai seama Pentru că aveam emoții Mi și tremura un pic Era cu emoție Era profundă treaba Da, era povestea unor evrei în lagăr. În um. Germania. Hmm? Povestea unor evrei. Da, în lagăr. În, în lagăr, în Germania jucați asta. Am jucat, da, am jucat Aha. în Germania de vest și în Germania de est. Am jucat în... În 2000 am fost. Deci, de seama, nici nu era foarte de curând. Adică, așa. Um, am jucat în Marea Britanie. Cam în toată. În Franța. Într-adevăr, cei mai vocali spectatori... Pentru că în străinătate oamenii își permit să fie vocali la teatru dacă e un spectacol care atinge undeva. Așa cum sunt aplauzele, sunt și comentarii. Și atunci în Germania existau comentarii. Nu e adevărat! Nu a fost chiar așa! Wow! Da. Și la Londra s-a mai întâmplat chestia asta. În alte orașe din Marea Britanie nu. Dar la Londra da. Iată, ăsta a fost spectacol pentru care eu m-am bras în cap. Pentru că eram mai un lagăr, da, da, da. Eram anul 4 de facultate și am participat la acest casting. tu evresc, da. S-au jucat în țară 12 reprezentații și în rest în lume, în lume. Trebuia să plecăm și în alt, pe alte continente, dar nu s-a mai putut. Și am jucat numai în Europa. A fost. Era un spectacol foarte greu pentru că era vorba de un lagăr care ținea evrei muzicieni. Era cumva diferit, nu era lagăr de muncă, era lagăr de distracție. Adică, știi, ofițerii SS, duminica, veneau la distracție într-o sală mare de spectacol, unde evreii din lagăr urcau pe scenă și trebuiau să interpreteze niște muzică. Și după aia îi dezbrăcau, îi, mă rog, chinuiau, whatever. Înainte să înceapă muzica, îi punea să facă o oră de sport, cum ar veni. Adică, chestiile astea chiar s-au întâmplat, au fost relatate și spectacolul acesta, a făcut de Pip Simons, um, chiar uh, despre, despre asta. Și prima parte a spectacolului era un vis grotesc al Anei Frank, fetița olandeză care a fost ascunsă împreună cu familiei în spatele unei case în perioada războiului iar eu eram la partea de muzică și pe scenă se întâmpla un vis grotesc de al ei, ia familia ei la masă și venea să-i servească un ofițer SES care, de fapt, își bătea joc de ei. Uh, și în, al doilea, în a doua parte a spectacolului, toți ne aliniam la pe scenă și uh, ofițerul SES venea, făcea turele de sport cu noi, ceva absolut îngrozitor pentru niște oameni nemâncați, chinuiți și așa mai departe, și după aia se cânta o sinfonie wow. frumoasă. Și atât de pasional ai fost să te razi în cap Păi ăsta era spectacolul, cu manică. Nu ai reușit să pui o căciulă, o ceva, orice, numai să nu te... Dar de ce? De ce? Să știi că în actorie, dacă este justificat actul artistic, e cu cea mai mare plăcere, părul crește. Nu e ca și cum mă tundeam de tot. Părul crește. Plus că e și o schimbare, te ajută. Și ai fi vede. dispusă să mai faci asta acum? Da, 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 da. da. Serios? Nu am nicio problemă, da, da. Vrei acum? Da. <laughs> cum ar fi? Challenge! Jorge Challenge! Rade de cap! Yay! Yeah. Da, sau măcar un pic. Ii. Că după aia poți să ascunzi. Așa, așa. Um, nu, um, nu a fost, uh, a fost cumva treptat. Prima oară mi-am tăiat aveam așa până la umăr. Cam cum l-am așa acum. Prima l-am tuns scurt, și la un moment dat, când ai zi, regizorul, gata, e cazul, haideți, fetelor, asta este. O, oh, Doamne, deci Da, mi se pare Și chem, pentru că... noi ni s-a părut așa ciudat, dar după, pentru că era justificat, adică, totuși... Pe păi, normal că era, era, era un spectacol, un spectacol important, eram în zeghe, ceva sinistru. Cel mai tare a suferit mama, când mama a venit când în -a București a să vadă spectacolul. A fost seara în care pe mine ofițerul SS m-a agățat de un trapez după ce m-a dezbrăcat și m-a stropit cu apă. Mă! Și m-a ținut acolo până am căzut. Deci mama a văzut toată asta. Ceva. Mi-a părut așa rău că fix în seara aia. Doamne! <gri> Groaznic! Da, a fost un pune... spectacol um, care s-a jucat un an de zile. Dar ce să zic, am văzut toată Europa, lumea mă confunda cu Sineda Conner, stiga după mine pe stradă. Serios? O, a, da. Și cum, ne făceau poze? Da! De și te râdeam, te de, nu, nu, nu. Nu, nu. Că se prindeau că nu sunt eu, dar se Era funny, da. Treceam, era perioada când se trebuia viză Schengen să te plimbi prin Europa, în 2000. Și eu, eu și cu un coleg eram singurii blonzi. Și noi trecem cel mai ușor. De restul... <laughs> Ca să vezi rasism. Adică dacă aveam, noi aveam ochi verzi, arătam fix anemți sau suedezi. Erați de ai Dar nu erau o să erau români. Și ne lăsau. La un moment dat am ajuns în Elveția, deși nu aveam viză de Elveția, că trebuia viză separată de Elveția. Dar am mers la Basel și Basel are trei granițe. Germania, Elveția, mă rog, are trei ieșiri, două ieșiri, ceva de genul. Și am ieșit pe aici, era grijă, am ieșit în Elveția, nu în Germania, ceva. Am fără să prindă nimeni. Nu, nu, nu interesa pe nimeni, că era în Schengen cum ar veni și... Da, era in... Noi ca români avem nevoie de viză Schengen și viza de Elveția. Trec pe acolo, a găsit prin apă, în Germania, era un uh, anunț de la, la Frankfurt, mereu era anunț cu atentat de bombă, cu bombă. Aproape în fiecare zi aeroportul din Frankfurt primea câte un telefon de ăsta. Și, ra, ra. Și la un moment dat eu eram, am știi, la bagaje. Să-ți iei bagajul. Până să ajung la bagaje, ui, 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 ui. N-am apucat, era prima oară în Germania, totul era în germană. Eu, germană, nu știam. Engleză, da, știi că ei nu că engleză, nu interesează chiar dacă știu. E, acum vorbesc. Acum lasă, acum e oricum altfel. Da. Și eu, căr, căr, nu știu ce în ce se întâmplă, eram singură deodată în aeroport. La bagaje. Toate astea, uh, benzile, cu bagajele, ding, 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 eu mi-am luat bagajul. Și da, unde-s restul? Că trebuia să vină colegii mei, că eram 10 oameni în trupă. Și tot așteptam, mă uitam, dar nu mai venea nimeni să da, ce-o fi? Ceva de genul fusesem la toaletă cât s-a făcut anunțul ăla. N-am auzit anunțul. Și oricum dacă l-auzeam, dar poate vedeam și eu mișunând oameni. Și mă duc pe scara rulantă și deodată niște dăștea de îmbrăcați bine și cu... Halt! <gântu> Era fix un spectacol cu... Evrei <gântu> cu nu cu halt! <gântu> Hai. <laughs> ceva groaznic. Și nu înțelegem și veneau foarte tare pe tine, așa, știi. Să iei puțin, prietene, că eram pe aici. Nu știu ce caut aici. Pierdut în aeroportul din Frankfurt. Și până la m-au escortat. Am ieșit. Și am așteptat. Groaznic a fost. Te-au perchisionat, au făcut... Nu, 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 că era clar că veneam de la avion și eram la bagaje, doar că aeriană sau aveam, cred că aveam căști. Nu mai știu, aveam ceva, aveam un Walkman, da și eram foarte ocupată și toate, nu era nimeni. Da, am deviat, iartă-mă. Nu, e foarte frumos, păi eu sunt curios de poveștile astea, mi se par Adică tu ai plecat, ai făcut turul europei așa, la, la ce vârstă, la, în facultate ai zis, în 3-4. Doar ce terminasem, adică eram anul 4. 23 de ani, cât, ai? cât aveai, 20, pe acolo. <gântu -i> da. Păi dacă ai început la 19, clar că aveai da. 22, 20, Da. acolo, anul 4. Uh -huh. Frumos, bravo, ești un norocoasă. cam așa, 23. Ești de norocoasă, bravo. Dar mai fusese până atunci în Bulgaria, dragă. Iertați-mă Și... pe mine. Nu face nimic. Da, Turcia n <laughs> Nu, mai fusese, mai fusese în... Tot Turcia n-ai fost? <laughs> nu, pisi, nici măcar la Blugi. Istanbul, nu Nu, 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 nu. Da. Uh, mai fusesem în uh, Ungaria departe oh, de, de Constanța. doamne, superb a fost uh, un șoc de la plăcut să vezi uh, era pentru prima oară când vedeam un oraș din vest Bux. da, superb să știi că aici la podcast avem întrebările lui Jorge auleu vreau să te uiți la această cameră și să răspunzi cu da sau nu după aia oh. le luăm pe rând da? Mm. te-ai mai întoarce să prezinți la Capatos cu Capatos? da îi gătește-i în fiecare zi? A? nu nu, ok adică îi mai dau de mâncare, da de gătit, aia. nu ai fost vreodată în depresie? Da. Mai vizitezi rudele de la Constanța? Da. A fost despărțirea de tatăl mei cel mai greu moment din viața ta? Nu. Da. Crezi că poți deveni un șef bun? Da. Mai ai încredere în bărbați? Da. Ai avut vreodată doi iubiți în același timp? Nu. Da. Ai suferit vreo dezamăgire mare când erai mică? Da. Te vezi o băbuță drăguță în parc? Nu. Mai ții legătura cu colegii din prima telenovelă românească în care ai jucat? Da. Cu Zavoranca, cu Popa după. Da, chiar m-am întâlnit cu Corina Danila seara. Da? Da. Bă, ce vremuri. Păi da, tu ce știi că era? și acum se difuzează pe acasă? Pe Gold, nu pe ce? Serios? Rold, da. Și câteodată că mai s-a Cum e să joci în prima telenovelă românească? A fost extraordinar. Și chiar m-am întâlnit și cu Fodor acum, în weekend. Și s-a întâmplat o chestie foarte așa. Ce faci, Oranco? Mai știi că noi doi ne-am pupat. Că noi ne-am pupat într-un serial. Și am zis, băi, știi ce? Uitați-mi. oh Ai uitat! Da, uitasem. Mi-a adus aminte cineva și am văzut și filmul. Și am primit pozele. Și eu m-am pupat cu Laura Cosoi. Eu m-am pupat și cu... Într-un film pe care... L-am filmat anul ăsta urmează să se lanseze la anul în februarie. Retreat Vama Veche. să-ți ah, placă okay. mult, o să ți placă. Marfă, cu... am văzut da. ce au postat fetele. Da, da, da. O să ți și pozele cu foduri, dacă vrei. Ia, yeah, ai făcut și poze cu foduri. Da, dar noi ne uităm la poze și nu ne le dai mai... și nouă să le punem aici pe video sau? Stai un pic, nu, am un fan. Ia. Yeah. Un fan care îmi trimite pozele de pe acasă. Deci de când pe e acasă. telenovela? Așa. Vă jur, oameni buni. Și îți trimite poze Omu, cu trimite tine. trimite poze cu televizor. Cu tele... oh, și foarte frumos, așa e. Când apreciezi pe cineva, ce tu n-ai face asta dacă ai avea... Vada fac asta și cu mine, dar eu nu prea mă prind. Că nu prea mai sunt pe TV. <laughs> nu mă de ce nu mai ești pe TV? Eu știu de ce, dar trebuie să caut. N-ai mai acceptat mai tu. Cu plăcere, simpatie, nu. nu e asta? N-ai mai acceptat tu proiecte, că proiecte au fost. Au mai fost niște proiecte, dar într-adevăr. -ai, în ai fost în fermă, tu, nu? N-ai fost în fermă? am aminte. A fost ulterior o grămadă de proiecte, dar nu o grămadă, na, mă rog, câte sunt ele, dar nu mi se potriveau și... Știi cum e că de la o vârstă încep să alegi. Ai început să răspunzi la mail-uri, acum ce faci? Nu, Cău căutam -a, -a asta, dar nu-l găsesc. Lasă, poate... Ai, da, de niște poze și nu vrei să le arăți acum. Nu, dată, dar nu găsesc, jur, jur, jur mă, jur, mă jur. Nu, pozele a... de acum câteva zile nu le găsești? Nu, dar nu acum câteva zile. Mi-a trimis omul. Aia. Lasă, hai, lasă Lăsați Da, da ce m-ai întrebat? întrebat deci, da, te-ai te mai întâlnit, ai zis că te-ai întâlnit da. cu Fodor Cu da, 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 Corina, Corina Danină da. Cu... în afară de Fodor Cu cine te-ai întâlnit? Cu te o zi -o... <laughs> am zis, Deci nu vrei să fiu o babă drăguță în dark, Dar nici memoria nu te mai Și cu Ioana am, -am. Ioana Ginghine. Da, Și cu așa. Ioana m-am întâlnit Și cu cine m-am mai întâlnit? cu Ana Maria Moldovan, cu cine m-am mai întâlnit, cu... Ai că știi pe toți. <laughs> <laughs> da. Nu, că eu cu am... Cu nu m-am întâlnit Poate toată. De eu am chestia asta, știi că... Eu... Cu la Popescu, na, mai mereu. Da. Ce frumos. Na. Cu Lili Sandu, vorba aceea, că și-a jucat în păcatele Evei ulterior. Uh. După mai iubirea, a urmat păcatele Evei. Ah, da, da, da. Și... Cu Todoruț! Cu Todoruț, da, te-ai nu? cu cine mai era, cine mai era? Era, um, acum ai jurat la, te cunosc de undeva, um, dar era la România o talent, cum îl cheamă? Ah, pe a, el, bă, el... cine lasă memoria aia? Ia, ia. <gri> <gri> yeah, yeah. Cine, cine? cine Lasă-te da, da, ai Petre. M a, nu, cu el n-a jucat. N-a jucat? Că no. și el jucat, nu știu ce. Da, a, a dar nu în asta. A, n-a jucat. Bravo, bravo. Deci n-a fost despățirea de tatăl ei cel mai greu moment din viața ta? Nu, nu. Dacă era fost cel mai nașterea EMEI m un moment frumos, dar în același timp foarte greu, pentru că s-a născut prematur. La câte luni? La 29 de săptămâni, adică șapte Wow, de luni. cu 11 înainte, nu? Sau cât? Oh, prea devreme, cu două luni jumate mai devreme. Wow. Și da, da, da. Și am un chil 300. Și <laughs> 11 săptămâni, am zis săptămâni, luni sau săptămâni, ce am zis? săptămâni, dar Săptămâni, ah, am zis eu luni, nu? Sau ce am nu, zis? Nu, săptămâni, zis, am dar nu e chiar, nu sunt chiar 11, da, mai puține, puțin. Și de ce a fost cel mai greu așa? Așa l-ai simțit sau chiar a fost o, api, greu? Că, că era... cel mai greu pentru că nu știai nici dacă va trăi. A stat la incubator? Nici dacă trăiește, nici dacă va trăi, nici dacă va trăi și va fi sănătoasă, nici dacă va... Adică sunt niște momente de cumpă absolută care au fost, într-adevăr, cele mai grele din viața mea. Au mai fost și altele grele la momentul lor. ăsta da, nu l-am învins da. niciunul. Și sper să nu mai fie niciun alt moment atât de dificil și atât de greu. Da. Și uh, a fost totul încununat cu faptul că a trebuit să părăsesc spitalul, prin care era spital COVID. Mă. Și după trei zile, eu a trebuit să mă duc acasă. Și copilul a stat, e, și a rămas o lună jumate la incubator și aveam avut voie să o văd 10 minute o dată pe săptămână. What? Era vina persoanelor medicali sau a medicilor. Era, era o lege turbată și proastă, Ca acum putem vorbi direct, da? Și putem spune o lege proastă, dată de Ministerul Sănătății, care n-a mai ținut cont de nimic așa au reușit uh, să fie înmormântați oameni fără familie, să se nască copii fără părinți de față. Na. Adică, da, a fost o perioadă foarte grea. Doam. Ar trebui să plătească cei care au luat asemenea decizii, din păcate nu plătesc. Ei sunt bine mersi, probabil că își mai au o mașină. Na. Um, e, chiar și forțatul că, de vaccin, ba da, ba da, zic foarte în serios. Sina lor, credem că o să lovească la un moment nu. dat. La un moment dat o să plătească de altfel, din păcate, vor fi pedepsiți până la urmă, dar altfel, în altfel, nu de lege, de divinitate, cumva, pentru că nu se poate, nu știu în alte țări cum a fost, cel puțin aici, nu se poate, asemenea ură între oameni să întorci om contra om. He, masca, distanță, nu se știa nimic, toată lumea sărea la gâtul tuturor, se sunau la poliție, se acuze unii pe alții, se pârască unii pe alții, pe cuvântul meu. Deci nu știu cum a fost în comunism, era eram micuță. Da, cred că așa a fost. Cu securiștii, cu... Nu, nu mi-explic altfel. O să trecutului, atâta acuză, atunci, parcă, din câte știu de la părinții mei, oamenii coalizau, știi, cumva, erau chestiile pe sub mână, da, fiecare e, era, știa, eu erau era mai mult vremea. prieteni, și erau ăia securiștii, ăia da, care, care dau e... un gât, care spuneau, ei erau periculoși. Acum, să întorci tu familii, unul împotriva celuilalt, să, 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 să se îmbolnăvească familii, să nu reușești să-i să, să vezi, să, să moară oamenii în familie, să nu, să nu fie duși pe ultimul drum de familie, adică a fost ceva... Și la fel a fost și cu nașterile. Ți mă imaginează-ți? Eram dispusă să fac oricâte teste și <gântări> parateste. În fiecare zi eram dispusă să fac test. Nu! Legea spune o dată pe săptămână. Cum domnul o dată pe săptămână? Copilul ăla născut prematur, care nu știe decât interiorul mamei lui. Ata știe. Copilul ăla are nevoie de vocea mamei, vocea tatălui. Să simtă... Ok, înțelegi că să că nu ai voie, da? Că e la incubator. Dar acolo, uh, energia, nu, nu sunt locuri, nu sunt camere, uh, nu sunt... Doamne Dumnezeule adică chiar să tratezi pe toată lumea ca și cum ar fi bolnavă ciumă. Nu e posibil așa ceva. Dacă tu mă pui să fac test, lasă mă frățiar la două zile să vin să vă copilul. Că să fac test, dă sânge, dă, nas, de, 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 de unde vrei tu și ginecologic, dacă trebuie. Dar lasă-mă să-mi văd copilul. Personalul medical, doctorițele, la fel, erau legate de mâini de picioare. Normal că să auzi vocea mamei sau să fie acolo ajută dezvoltarea copilului. Ce să înțeleagă amărâtul ăla de copil, născut prematur, când deodată s-a trezit Asta a fost foarte greu și îți dai seama, toată nebuneala asta, îți dai seama că a dus la o stare emoțională schimbările hormonale, înțelegerea corpului tău. Și pe fondul că nu o vedeai pe Emma. Mă... dai seama. Cum să nu poți să-ți vezi copilul? Adică... Greu de înțeles. Foarte greu de înțeles cum a putut să ia asemenea decizii. Cum au putut să ia asemenea decizii să afecteze pe toată lumea, să impacteze atât de multe familii și să despartă atât de mulți oameni. Atât de mulți oameni au fost despărțiți, nu numai fizic, și emoțional. A fost o desprindere și emoțională. Tinerii s-au obișnuit țără, să stea remote, să stea pe acasă, la ei sau în depărtări pe unde erau. Pensionarii săracii s-au obișnuit să stea și ei până în case să se izoleze. Cred că cel mai greu lucru pentru un om singur este ca societatea să-l izoleze mai mult decât este izolat deja. Și mi se pare că toate deciziile astea în perioada COVID asta a făcut. A, a, a izolat, practic deciziile astea au izolat oamenii singuri mult. Mult da, mai rău. Pentru că studiile arată că singurătatea Șterge mulți ani din, din viața unui om. Așa este. Singurătatea și lipsa iubirii. Lipsa iubirii. Japonezii aia sunt. Dar știi că e o chestie. La... Adică nu e doar că nu ești iubit sau că nu te simți iubit. Că n-ai pe cine să iubești. Gândește de la asta, Hore. Nu am pe cine să iubesc. Nu... Pentru că noi suntem niște animale sociale. Noi ne place să primim și să dăm dragoste. Când nu ai pe cine să iubești, pe cine să alinți, pe cine să admiri, pe cine să mângâi, pe cine să suni, pe cine să își juri, ești cu adevărat singur. Când nu ai pe nimeni. Și cred că tuturor ne este teamă de singurătate. Am intrat Ceva în filmul tău, am intrat acum și mă gândeam că sunt oameni care trăiesc asta și. Da. Uh, nu mi-am pus niciodată problema asta, fiind mereu înconjurat de oameni și mereu. Da? Așa uh, este, și în meseria conjurăm, pe care da. o am suntem înconjurați non-stop de oameni, dar nu m-am gândit niciodată cum e și Acum am intrat în filmul tău total și mă gândeam. Mă luat da, Clausul. Să nu. Deci am devenit instantaneu. Da, de agitat. multe ori, hai, o pisică, hai, un cățel, dacă ne poți nu, sau copii nu, sau mai știu eu ce, așa. Da. Știi, pentru că trebuie să. și gândește-te așa. Nu normal că trebuie să primești, dar trebuie să oferi iubire. Uite, există studii care arată că copiii foarte mici, pe peluși, pot vindeca bătrânețe ca să zic așa. De ce? Pentru că te întineresc, nu? De aceea bunicii sunt minunați cu copiii. De aceea bunicii sunt cei... Uh... Pe care îi vrei pe lângă copii, de deci, da, da. ce? Pentru că ei sunt și mai înțelegători și mai multă răbdare. Ce n-au făcut copiii, fac cu nepoții. exact. Timpul pe Unde care exact. nu l-ai da. cu da, copilul, da. vrei să-l petreci cu nepoții. Da, 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 da. exact. Știu. Și s-a demonstrat, uite, în niște cămine de bătrâni, cred că în Germania sau ceva, sau în Marea Britanie, că au dus copii mici în cămine astea de bătrâni, erau bătrâni singuri așa. și practic, i-a pus un pic pe picioare pe că, că aveau. Cui să ofere iubire? Știi că vorbeam cu mama, mama am trecut cu mama printr-o perioadă acum destul de grea pentru că a stat o săptămână internată la Bagdazar e. cu niște investigații la inimă și uh, care s-au dovedit a fi o alarmă falsă și am mulțumit lui Dumnezeu că totul e ok și mama care a ieșit la pensie de câțiva ani și uh, eu am și o soră care stă în Constanța lângă ea aproape și da tot caută de drumuri să păi meargă da. colo colo să facă și mama, ceva stă în să, că stai sora mea să... stă în Marea Britanie și când la sora mea, când la ea acasă, când la mine, na, îți dai mai e greu, când e la sora mea, vai mama, vreau să vin în casă când e acasă. -a, mami, ce aș vrea să vin la tine la sora da. sau invers la mine. Dacă mă duc la ea stau câteva zile sau, mă rog, cum reușesc și eu plec, aoleu de ce pleci? E greu. Da. Așa e greu. E. Și chiar îi spuneam, mamă, care e scopul tău acum? Care... Să vă ai... vadă pe voi, pe Și nepoți. Și de ani, asta mi-a zis, știi, nepoți, nu știu, da. Nu, da, ok, bine, 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 noi, 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 dar tu, pentru tine, ce vrei să faci? Nu, că asta e cu nepoți, nu, mamă, mamă, pentru tine, așa, ce ți-ar plăcea să mai faci așa, să ai un scop, să găsești ceva. Și ai m-am gândit că am, am mai venit o idee, să mă duc, că sunt copii care n-au părinți mm -hmm. și mm -hmm. că te poți duce și să îi ții în brațe, să îi iei în brațe, să i pupi, să uh, să petrești timp cu ei din când în când zic, mama, asta e o idee genială. Și acum mă ține capul ei că ea trebuie să treacă e o perioadă e. de o, da, lună, da, da. o lună, de zile de când a fost cu ea în spital, că mai are niște proceduri de făcut și a zis după aia da, 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 da mi-ar plăcea să fac asta. Cu toate astea e greu. Pentru că nu e chiar așa. Adică nu te poți duce oricum. Da, bine. Copiii aceia te... sunt protejați cumva ca să nu se atașeze da, de. Adică știu. se produce imediat un atașament. Și protecția copilului, tocmai asta, încearcă să nu le dea nici speranțe false copiilor. Da, știu că există un program unde te duci stai luci 5 minute în sau ceva de genul. După aia altă dată mergi la altcineva și așa. Dar vezi la că altceva. tu ții chim de brațe, după care te duci să vezi mai departe păi de nu, că de trebuie viața. să trebuie să existe și asta în viața lor, așa Da. Da, da, da așa, da, e, eu altceva pro... așa zic. e normal. Altceva zic. Știu, Cristina, dar au și ei nevoie de îmbrățișare. Normal, normal. Da, da, da. Eu iau un pe toată lumea. Uite, Andrea de exemplu, până să ne cunoaștem Andreea, colega noastră de aici de la podcast. Uh, nu luam brațe pe nimeni, nu se îmbrățișea. Nu de când cu tine, e o, acum e pe la greu. Nu neapărat cu îmbrățișare la greu, dar... Chiar cu toată lumea, așa, Andrei. Dar nu, nu, deci nu voia să... Nu, nu avea chestia asta, așa, da. era ca o pisică. Vine da. Vino cu ace, dau îmbrățișare. Și acum, da, că că... -a... Și Cristi, Cristi, Cristi abia așteaptă, el direct. A, sunt Cristi, ce? ce? -o -o de, pe Andreea no, sau ce? Pe oricine, A, ah, okay. Cristi, okay. e... fii deci, atent, se spune că atunci când vrei să liniștești un copil, și în tantrum și... E mamă, urle tot la și... în brațe și să-l ții, numeri până la 10. Se spune că... Alții mai dește, spun noi, că prima oară te împotrivești, da? După care mai lași din gardă jos, după care te lași definitiv, după care nu mai dai drumul. Dar trebuie să treci etapele astea să nu le sari. Să n-ai pretenția ca un copil sau un adult, care până nu tot un copil e doar corpul îi se schimbă, mintea prea puțin, să nu ai pretenția să se lase din primă. Ai răbdare să treacă toate etapele. Că are nevoie de o mică adaptare. Iar aici, la început, pe care cu Copilul meu interior da. a făcut un mare hooray când ai zis că tot, tot, tot și a tot un copil în l-am auzit așa. -am Ia! Yeah! ce, dă-mi acum niște jocuri de astea. Ia, dacă aveam noi uh, astea când da. eram așa. Cum eram? Da, eram acolo direct mai. Eram și pretari, mai tari. Mai tare decât ăștia, nu? Da. Care sunt acum mici. Dacă aveam noi PlayStation. Da, aveam, mi-aduc aminte că aveam un joc Terminator. Uh, nu era jocul meu, era jocul unui prieten de-al meu și mergeam la el în vizită și părut atunci Terminator-ul și ce? era joc. Da, dar pe ce era? Uh, era pe un Nintendo si. din ăla vechi, primul da. Nintendo. Eram, eram dispus să fac orice, Urge, da. orice, să le mă punea tata să fac, orice făceam, orice, curăță, 20 de... de seama. Mamă, ori... Băi, deci am de curățat la pește când eram mic. Nu da. cred! Da, da. Bune? De sol da, sau de, de măruntaie? tot, și de de tot. Și... Normal, pe și de se urechi și hamsia? de Păi, dar cum? Cum Pe păi, cum, cum e? Cum? Păi, depinde cât de... Hai să zicem de... ea. Ia o hamsie la... Păi, na, unii trag de coadă și scot cu tot cu mații, alții de cap și nu știu cum, sau cu cuțitul. Da? Hai să zic acum. Ia acum. Hamsia nu are știu. o carne extrem de moale. Uh -huh. Trebuie doar să bași degetul la bordă. A. Da. Așa, da, da. da. Nici măcar nu e nevoie de cuțit. Și se curăță impecabil. Te-am învățat de la Cristina că tu gătești acum, ai un podcast. Da, nu acum! Ai, a... Întotdeauna! Lasă, dragă, că știu că tu da, gătești. Da, am, 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 am așa o emisiune peste zi pe YouTube. Despre, așa... Am o emisiune peste YouTube. Despre, despre da. gătit pe YouTube. Am o emisiune pe YouTube, da. Cum se numește? Chiar, fresh? Nu știu. Kiki cu... în bucătărie Simply Fresh. Simply și fresh, chiar așa. aș aprecia dacă mă ajuta să o promovez așa. pentru că deoarece la tine se uită foarte multă lume și uh, cu această ocazie dați-vă și noi. Da, sunt foarte încântată că am reușit să, fac acest proiect. Mi-l doresc de foarte mult timp, dar parcă niciodată nu găseam nici curaj, nici chef, nici... Găseam tot timpul o scuză să nu fac. Cum e treaba asta cu găsitul scuzelor? Păi, nene, știi cum e? pentru că mai întotdeauna altceva mai bun de făcut. Chiar și statul poate deveni cel mai bun lucru pe care îl poți face. E un lux ăsta să stai. Da, frac, Și nu bine. intervine obișnuința. În lene? Da. Oh, ba da. Ce bine. Place lenea. <laughs> asta știi că o să fie pe, pe TikTok direct. <laughs> Place lenea? Până mă doare. <laughs> lenea până te doare. Până mă doare spatele de-asta. Dar asta o pisică. Ce să fac. Îmi place să stau, dar nu stau, dacă aș fi avut timp să stau, nu mi-ar mai fi plăcut, <laughs> îmi place că n-am timp să stau, da, mi-ar plăcea să stau mm -hmm. Ce ai face tu când să stai așa și să faci ce? Să citesc, să trebăluiesc, să lucru manual, mai cos, mai alea, mai desenez, deși nu știu să desenez, da? Mm -hmm. Uite, vezi, știi ce o să faci de la 70 încolo Uh, caligrafiez, îmi place să scriu Scriu Poezii uh, uh, Proză Scrii? Da Ai ceva pe telefon să ne citești? Da. Nu Pe caiet sau ceva? A, nu, da, vrei, zic. nu vrei să zici Ai pe telefon Ai, citește-ne ceva acolo Patru da. versuri Nu n-am -am timp Unde, unde -am, vrei? N-am timp Uite câtă treabă am uite <laughs> Patru versuri, mă Da? Serios? Ești pregătit? Da Nu știu dacă pot Ia uite să aici. Dacă vrei, citesc eu. Nu. E asta, ce ar mai fi? Bine, hai, fie. Vezi și greu, mă înduplec. Cum era? Te lași greu, după aia acces mi-ai Mi zis patru pași erau și tu ai făcut din de la 1 la 2. Mm, nu să caut. Aveți răbdare cu mine? Aveți păi, răbdare cu mine? ce mai multă răbdare, uite, dacă vrei, între o, timp mai luăm o gură o? de figa, mai așteptăm un pic. Nu mai... Unde era? Avem păi ce poze, una, aici ce ai scris una sau ce? Nu, dar aveam niște poze aici. A, le -ai scris pe hârtie și ai făcut poza. Da, dacă îmi place să scrie de mână. E mai conectată... Așa sunt eu. Păi, așa se și zice, că okay, e mai bine să scrii. Păi nu că ești altfel, ești sunt unică. Altfel. <sighs> da. Așa se spune, că atunci când scrii, e bine să folosești pixul și uh, da. hârtia da. ca să transmiți uh, energia prin mână. Păi mă... ce crezi, nu găsesc poeziile. Păi Numai... da, să găsesc. Stai un pic! Îți dau o idee. Când vrei să n-ai fișiere pe ce telefon, în poze, am nu, am nu am ai? Ce organizat, frumos? Nu, nu. Nu? Nu, ce ai foldere? și ai foldere aici, frumos. Serios, cu fiecare, ai așa ceva? Cu fiecare chestie oh pe care vreau God. să o am în ce telefon. Cine aia dezbrăcată? Soția mea. Glumesc, n-am văzut niciunul dezbrăcată, dar bine că ne-ai zis acum. Mulțumim! Da. Și <laughs> că ai poze cu nevasta? Nu. Păi și nu vrei? Nu, nu, știa, dom le, dom le. nu știi bancul ăla? Da, da. Ia, unde ar fi pozele alea? Aveam niște poze... Da, e clar. Uh, mergem mai departe, că... Da. Așa ah! face Cristina când... Ah. Ha? Hai, citește. Citesc eu, doamne, sper înțeleg să înțeleg. Chris. Nu, mai bine nu, las. Trecutul. Hai, mă, nu-ți nu, nu bate joc, nu va la nu mișto. nu joc. Taci gură, că nu va joc. Trecutul și îl face. Nu, nu, nu. Și nu, 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 nu. Hai, mă, nu, așa era. Nu, 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 nu e bine. Citești tu? Da. Bine. Păi, trebuie să ca și cum spui ceva cuiva. Păi trecutul, eu... trecutul și îl face. Și iar am nevoie de noi. -s -s. Împart bucuria cu tine. Mereu la destin mă gândesc. Se agață trecutul de mine și iar, cu noi doi, putrezesc. Trec ani și viața mă trece. Nu mai lasă. <laughs> și împart nenorocul la doi. Mă înțeapă prezentul ca ace. Și iar mă gândesc la noi doi. Se poate numi nebunie că viața îmi trăiesc la trecut? cum să cred că viitorul îmi va aduce ce am avut. Și pierderile mă înfioară, și drama mă dă de pământ. Aș mai trăi până în seară, dar nu voi avea loc de sfânt. Te caut și în întuneric. Deschid ochii, te caut iar. Pe cine să sun să mă întrebe Nu, să mă îmbete, scuze. Pe cine să sun să mă îmbete cu vorbe la un pahar? Mă rog, și mai are niște strofe. -ai la ai pe care... <laughs> nu, uite mai, uite mai. Și dorm, și trec luni, și trec zile. Și nu mai vreau să mă ridic din pat. Și nu vreau să mă ridic din pat. Mă macină gândul de tine. Aș vrea să mai cad în păcat. Păcat că te văd doar cu mintea. Am și visat cum arăți. Acum de tristețe. Și aici s-a oprit. Hai că scriu frumos. Frumos. La cine te gândești? Trecut. Trecutul trecutul și îl face. Păi erau doi, erau... Sunt doi, acum doar să fie trei. Acum sunt trei. Acum sunt trei? Da. Din doi sau trei, știi. Normal. Ne-am ne prins. Nu, nu, dar e, e o poezie pe care am scris-o cu creionul pe hârtie. N-am fost așa de cursivă la recitat, dar nici nu trebuie. Da, eu citeam înainte, în gând, înainte să recit, că nu înțelegeam ce scrie. Mm. Da, foarte frumos. Da, da, da. Ești o romantică, totală. Băi, sunt o tipă inteligentă. <laughs> Sunt intelectual. Am și eu defectele mele. <laughs> Mi-a jurat că o să fie pereț în seara asta. Nu știu ce intenție ai tu. <laughs> nu, eu n-am avut nicio intenție. Da. Am vrut să fie cum e cel mai bine pentru tine. Te-ai emoționat? Mai vrei, mai vrei, Figa? Mi se. Da, da. Uite, ia de ah. aici, Uite ah, ah, ah. Apa sau figa, figa Azi, light da. de toate. Ce ce, -a, la. ce vrei tu? Da. Următoarea întrebare. Următoarea <laughs> întrebare. Ai zis că ai fost în depresie. Mai da, după ce ți spuneam după naștere și toată situația asta te pagă într o într o stare nenaturală. Și a fost uh, greu să mă recompun. Pentru că deși cred în ajutor specializat Poți fi el că de ajutor dacă tu nu vrei. Și atunci, cred foarte tare în recompunerea fiecăruia. Să te adun de jos, bucată cu bucată, să te recompui. Ca în Terminator 2, când ăla să făcea, pst, intra pe sub ușă ce era... Polițistul. Plumb, plumb, ce era, și se recompunea. așa și noi. Trebuie să te adun de jos, să te culegi. Când te culege nimeni. Nici familie, nici copii, nici soț, nici nimeni, nici prieteni. Doar tu te poți culege de jos, recompune și-o de la capăt. Dacă ar fi să-i dai un mesaj cuiva care e în depresie acum. E foarte greu. Când o persoană este într-o stare depresivă sau într-o depresie, nu trebuie să-i ceri socoteală. Nu trebuie să-l suni să-i pretinzi ceva sau să-i ceri ceva. De ce nu m-ai mai, mai, sunat? Ce faci, cum te simți? Uh, pentru că adâncești sau primești minciuni. Un uh, om într-o stare depresivă, de exemplu, care nu vrea să spună ce stare e, te va minți. Și zice, foarte bine. Și <laughs> ești bine și frumos tu trebuie să vii cu ceva. Cu ceva ce știi că îi place. Să-i povestești ceva sau să îi zici pur și simplu să-i spui adevărul. Bă, nu știam dacă mai trești. Am sunat să încerc. Să faci o glumă. Proastă, dar bună. Umorul te ajută foarte mult să ieși dintr-o stare de tristețe. Ok, vorbim de depresie, dar eu le consider stări de tristețe mai degrabă. Tristețe care te poate duce la moarte. Că vrei sau că nu vrei. Sunt atâtea cazuri de persoane care au murit pur și simplu de tristețea pierderii celuilalt sau de tristețea pierderii copiilor sau de tristețe, de o supărare. Nu. Către un om care are o asemenea tristețe, fii o glumă. Să-i se se schimbi starea. Diversiunea, ca la copii. Sau să-l scoți din zona de confort. Că dacă răspunde la telefon și zice, da ce faci? Mamă, nici nu mai răspunde. A, pe o prostioară? Eu așa zic. Tu ce zici? Ești de acord? Că parcă nu. Păi, nu știu, eu mi-aduc aminte că eu am avut depresie, adică eu știu Ci? cum a fost. Pentru mine a fost diferit, la mine a funcționat răbdarea celorlalți din jur. Logică funcționează și... răbdarea, da. Familia dar și... ce, preferai să-ți plângă lumea de milă? Nu. Nu, no, dar uneori da. Ah, nu plângeai tu suficient. Oh. Nu, dar la, înce la început nici nu știam că sunt în depresie. Ah. Păi da, acum... Da m-ai întrebat de apropo de persoană care deja Conștientă. Despre care știi, da, 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 da. eu cred că da? în momentul în care ești Când conștient, Identifici e... Eu cred că în momentul în care identifici că ești în depresie, cred că atunci începe vindecarea. Așa am simțit Când eu. conștientizezi. Am conștientizat-o și am zis... Oh! Da, nu pot să cred, iau de ce... e. care e faza că depresia asta și depresia asta vine și pe un fond de dezechilibru hormonal. Nu mai emoțional poți fi o lipsă de ceva, de un magneziu, de un nu știu ce, te ajută. Și suplimentele alimentare. Te ajută. Te mai pun un pic pe picioare. Da, îți mai, te mai bine dispui un pic. Și te ajută fericirea. Și iubirea. <laughs> și nu uita că te ajută și iubirea pe care o oferi. Pentru că dacă vezi nevoia altuia, uiți de nevoia ta. Eu așa cred. De multe ori nevoile celorlalți te fac să uiți de nevoile tale. Și când tu ai o stare grea, ziceam eu un prieten, și eu am timp de depresie, am atat atâta treabă, naif, să nu fie am prea mult timp liber, domnul. Hore. Da, e posibil. Nu, nu, glumim. Nu, asta nu e de joacă. Dar, după părerea mea, ajută foarte mult... Uh... O glumă proastă? O glumă proastă. Da. Un mișto. O prosteală de asta? O plecare din țară. Oh, ce... Mă depinde de în ce țară. <laughs> da. Am n-aș garanta. Doar o plecare de tot în <laughs> n no garanta că o plecare din țară și la depresie în ziua de azi. Poate mai degrabă pentru alții să vină la noi în țară. România să ajungă cea mai safe țară din Europa. E foarte posibil. Avem <laughs> și scut? Ai văzut? Zici că mergi des în Constanța, la Rude? nu, mai... mama. doar mama mai trăiește doar acolo mama mai în e acolo mai Constanța? Nu mai e altă Rude? Da, nu, nu prea, nu. Mai îndepărtate, nu. Dar din ce ai doar mama mai e. Ah, când are? intră copilul în vacanță... Ce vârstă are mama? 74. Mulți înainte, să fie sănătoasă. Să... Să... A fost eu acum două da? săptămâni, da, da, da. E balanța, nu? ce? Balanță, da, pentru octombrie. mama da, ia Ce frumos, ia Da, da, da. Și abia așteaptă să o vadă pe Emma. Nu știu dacă poate să mai ridice în brațe, care vă 16 kg. Hai da, copilul meu. Doi ani? Cât are Emma? Mm -hmm. Și trei luni. îi place mâncarea. La doi ani? 16 kg? Dacă îi place mâncarea, ce vrei acum? 15, hai bine. Hai. Mai <laughs> ai, mult mai bine. Mai... Ia regim 15. <laughs> Cu haine. <laughs> ce ești mă, și negat? <laughs> Ce are mai ce? Are numărul 6 la scute, că acolo scrie punem 15 kg. La scut, am înțeles. la scut. Ec. Da. Nu. Depinde când am mâncat. deci nu te vezi o băbuță drăguță în parc? Nu în parc aici. Nu în parc aici? Dar unde? Mă văd o Germania scrie pe tine. <laughs> nu, 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 așa mai mai încorn un pic. Mai în cornu? A Mai încolo, a, mai cornu', gol. în corbu. Mai încolo. Păi nu mai încolo, normal. Mai încolo. Dar... nu, nu, mai încolo. Nu Germania e prea aproape. Mai, mai încolo de Germania. Mai încolo. America? Da, da, da. Nu știu, și ce mi ar plăcea, mi-a plăcea Spania îmi plac spaniolii, îmi place spiritul spaniolilor. Portughe Portugalia, portughezii la fel, au un spirit ăsta. Focos. Mai pe party, mai pe distracție, mai pe pozitivism. Nu pe tristețe. E multă tristețe la noi în țară? E multă tristețe. Da. Unde-i sărăcie și tristețe. Nu știu ce să zic, la noi da, e, e multă tristețe totul e gri, totul e urât, murdar, cu praf. Nu te mai bucură nimic în țara asta. E greu să te mai bucure ceva. Oamenii se uită în jos. Dacă saluti, eu sunt învățat de la sorme din Anglia. Frate, acolo se salută toți cu toți. Oh, hello, everybody, la, la, la. Oh, hello, how are you? Where are you from? Dar am nu te întreabă să știe de unde ești tu ca să te chestioneze, să afle ceva despre tine. Nu, de curiozitate, fac conversație. Păi la noi știu și tot neamul. Ce vorbești, băi, Dar nene? Aici, -a. dacă a. întrebi... A, ce faci, de unde ești? A, de ce? Da, de ce vrei să știi? De, de ce mă întrebi? Acolo nu. Și acolo se salută oamenii. Aici dacă salut pe cineva, băi, să uite oră la tine. Nu toată lumea. La magazin ce să mai răspunde lumea la salut? Păi, oamenii oameni interes, oamenii să vândă. Ce nu, crezi? dar zic chiar drăguț, sunt magazine care au implementat sistemul ăsta și merge foarte bine. Ajută. Oamenii devin un pic mai chit că să mi bești doamnei de la caserie, de acolo de la casă, casă de marcat. Bună seara, ce mai faci? De bine, ce să fac. Apropo de Ajute magazin, enorm. am văzut astăzi un AI pe care l-a dezvoltat un soft unde cu o cameră în colțul unei cafenele Uh, analizau fiecare angajat câte cafele a făcut, uh, câți pași a făcut, asta, uh, câți clienți a servit, câți... Și -a una a din ele făcuse 20 de cafele, una patru cafele doar. Alta stătea degeaba într-un colț, și. Deci au gata, securism. uite, ai putut analiza asta 5 zile. La revedere, cel care a stat degeaba, uite cine adică e. E că asta ne lipsea, puțin securism. Da. Deodată ne lipsea pe cuvânt. Adică de unde am plecat și unde ne-am întors, Nu se pare că. Bine, nu era la noi în țară, dar se poate ajunge urmează, și la urmează, noi. Urmează, urmează, Deci nu -ți se pare că... așa cum spuneam COVID-ul, să părau oamenii între ei cu tare. He, cu tare a primit mai multe două persoane în casă. Te ciudă că n-ai primit și tu? Că la tine nu bate nimeni la ușă? De-aia l-ai dat pe la gât, lasă-o, n-ai bine. Hmm. Da, să ajungi la securism. De asta. Și simți așa să că s-a ne... lumea? Da, de mi se pare că convinu. se verifică prea mult între ei. Și mi se, mi se pare că prea fiecare e cu ochiul pe fiecare. Vezi, bă, de treaba ce-ți unde e treaba ta? Mergi pe drumul tău, zâmbește, salută, răspunde la salut, fii tu drăguț! Și mi-a plăcut foarte mult un film după 90, nu mai știu exact ce, ce an, Pay It Forward se numea era un sistem de a face bine. Era un tip cu uh, Kevin Space era. Și cu aia că una urâțăcă, o, o blonducă. Uh, ia și dă mai departe. Adică, ai primit un bine, fă -și tu un bine la rândul tău. Păi dacă am face chestia asta, măcar o dată pe zi, să faci o faptă bună, un lucru bun. Frate, cred că am fi mult mai fericiți chit că îi spui unei persoane, habar pe care o vezi în impas, aveți nevoie de ajutor? Chit că spui asta. Tu ai încercat să faci o faptă bună. Păi, cred că am fi mult mai fericiți. Să fim drăguți. Bună ziua, bună ziua. Chiar pe stradă, un zâmbet. Pe cuvântul meu, dacă nu-ți schimbă starea, un zâmbet. Cine poate spune nu unui zâmbet, Jorge? Nu? Nu și pe stradă așa și vezi Bine, că zâmbește cineva. Bine, așa frumos. E, lasă și... că ce to e rău. O, când zâmbești odată, zâmbește toată fața. <laughs> lasă, mă. Păi, o fi rău să zâmbească cineva așa. Mm. la tine. Știu. Ce... Dar nu soare. crezi că în țară, în orașele mai mici, încă mai e lumea da, amabilă? Cred. Ba da, cred că în orașele mai mici, în comunitățile mai mici, la sat, cred că lumea e mult mai drăguță. Dar cred că e și rea. <laughs> cred că se parte. Cotoranțe. Bine, Cred că plin cotoranțe. Bine. e plin de catoranțe. Și femei și bărbați. Nu, facem discriminare de sex. <laughs> um, da, nu știu ce să zic. Să știi că, că a venit momentul să pun întrebarea de la sponsor. Mamale. care este cel mai nou sortiment lansat de către Figa? <laughs> Ei, da! Figa cu... să zici uh, tu? Piersici, Figa Light. Așa. Figa cu uh, pepene roșu și figa cu uh, fructe Pe de pădure. Roșu? Nu, Pe trebuie să zici care ah, e la, light. Care e la light, așa. Pepeana. Guarana light! Figa conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant. Ajută la, revenire, la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Hey, da? Nu conține coloranți și nici conservanți. Are Arețuche. Bine, doamne, mersi. Guarana. Are tsuki de fruta. Ce, Ai nu da, trebuia da, să o beau? Ba da, da Ai e... Ai o trăbită? Nu, ah, e okay. perfect de știu. Ce, are, are prea, prea, prea faci, mult... Nu, o... zici că faci reclamă la ea. Are cofeină prea multă? Nu, no, nu, no, nu. Mm. Are chiar 0,00... Mi-ai zis 0. că te ține atent. Păi, Trează. Tonic și revigorant de la Guarana. Mm. Da, uite, scrie aici 0,0015. Cofeina. Mm. Deci are foarte puțină cofeină, dar are gorană. Mm. ți plăcut, nu? Mai dai cu zahăr? Da. Mm. Uite în frigider acolo. Nu, nu Mai avem aici în cutie, uite. Ok, dar bine. Aici, uite. Mersi. De cutia ta. Da, e foarte bună. Bravo. Vor, și, uite, vezi la două pahare, frumos. Și light și normală. Da. Da, te rog. A venit momentul să punem întrebările la nebine sau la greu. E o rubrică în care trebuie să alegi din două nasoale. Cea mai bună. Cum vrei tu, cum îți convine Cum e? Ce-o fi? ce fi, Ne mai amintim de una alta. No, alea, o să nu zici vreo prostită, să mă întreb ceva în nasol. Nu, nu, nu. Îți ți răspund. Asta și vreau, să <laughs> Începe la nebine sau la greu cu Cristina Cioran. Să plângi în fiecare zi 10 minute sau să nu poți plânge niciodată? Aoleu, să plângi. Plângi de nică, te știi cum, te compensezi. Arunci tot rău din tine. 10 minute pe zi. Băi, ar fi super. Și cu strigături dacă e nevoie. La mormântă, ce faci, te faci bocitoare. Nu, nu, dar să arunci acolo tot. Nu trebuie să țin tine niciun sentiment negativ. A with it. Ce? Are? Băi, bă, scuze-mă, puțin de poate plângi de fericire. Să de fericire? De ce Aha. <laughs> Prefer să râd de fericire. Da, 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 gata, am zis. Am zis. Deci da. La nebine sau la greu? Să te cheme în Japonia să joci într-un serial și să trebuiască să înveți limba într-o lună? Sau să alergi 10 km în fiecare zi? Învăț orice japoneză și orice japonez. Nu alerg. În fiecare zi. Mă alerg foarte rar. Alerg după copil. Suficient. Cu spatele cum stai? Nu foarte bine. Da. Au. Uite, profit de momentul ăsta pentru Au, că lea. vreau să vă spun ceva. Eu de când m-am operat la picior, la piciorul stâng. Te stâmin. doresc spate. Nu. Am... Um... Nu știu, așa mi-a dat Dumnezeu, uh, am ajuns pe mâinile unui uh, medic care se numește Andrei Bogdan. Așa. Și uh, el are un centru, se numește Centru Kinetic. A, da, asta, nu, asta, nu, i reclamă, este da. o... Trebuie neapărat să vă povestesc, pentru că oamenii ăștia sunt super profi și m-au luat în... Ca în familia lor m-au primit. Și uh, am toate procedurile acolo de recuperare la Și la, la bine genoul, și la greu, la... Cum ar veni. Da, și la bine și la greu, și uh, toate procedurile de fizioterapie, kinetoterapie. Și merg de patru ori pe săptămână. Și cu aparate și Și astăzi am, am primit un cadou din partea lor. Mi-a făcut ceva un masaj la spate. Dar am plecat de acolo. Wow! Dar asta voiam. Chiar uite, nu spusesem niciodată, dar sunt super recunoscători celor de la centru Kinetic. Uh, o fac pentru că sunt prietenii mei și spun de ei pentru că sunt super profi. Uh, și uh, jos pălăria. Dacă în momentul ăsta, hai să zic ceva. După ce am luat copilul de la incubator, pentru că asta foarte mult, copilul prematur are capul lungheț. Are da. obliu alien. Cunoaștem. Și uh, stătea foarte mult pe, pe părți, știi? Că nu stă pe ceafă. Și avea... Ca o, ca o lene când crescuse un pic era capul greu cum ar veni și, la, și a trebuit să merg cu ea la kineto și am fost la Mădălin Sârbu care este un uh, kinetoterapeut extraordinar pentru copii și lucrează cu mulți copii cu foarte mari probleme, inimaginabil ce se întâmplă, plângeam de fiecare dată când plecam de acolo, Era când vedeam wow. cine vine sau... Cine a terminat ora? E ceva... Copiii ca copii... Când există un copil cu probleme, uite-te la părinte. Și o să vezi acolo atâta durere, emoție și speranță la un loc. Nu se compara cu nimic. Anyway, Mădălin este absolut minunat. Cum poate lucra acest băiat cu copiii cum le poate înțelege aceste nevoi și vorbim copii cu serioase probleme. Cu Emma a lucrat, a fost un alt îngeraș, cum le spun eu medicilor pe care i-am cunoscut de când am născut, medicul care am născut, Liviu Vasilescu, ginecolog, îngerul meu. Doamna doctoră, doamna doctoră, Cristina, Uh, doamne, am, am un lapsus numele dânsei. Chiriac. Doamna doctor Cristina Chiriac, îngerul Emei. Mădălin, îngerașul Emei. Păi, nene, ce fac oamenii ăștia? Și cu câtă perseverență? Zici, e, ce, niște mișcări. Eu. În câteva luni, copilul nu-și mai dădea capul. Știi? Aveai senzația că s-a plictisit de tine. <gir> Da, de la Ce niște cum... mișcări, niște... Avem oameni profesioniști da, în România. Da, să știi. Așadar, înțeleg foarte bine. Iar dacă vorbim de echinototerapie, mie îmi plac elongațiile cu aparat. Doamne! Ceva mai extraordinar nu există. Ai făcut vreodată? Nu. Să te pună la aparat. Fii atent. Te prinde aici, te prinde de cap, de, așa, de uh, piept, de bazin, de picioare și un aparat te Ce coloana. Oh! oh. Doamne, nu există ceva mai minunat? Îți jur! Simți că îți pleacă toate problemele! Wow, de totală. Păi, pe total. bune. Este extraordinar! Extraordinar! Pe lângă masajul terapeutic, care e foarte important să fie făcut pe zona asta, nu un masaj de relaxare, este te ciupească cineva. Asta de și plin da, de da. ulei. Și... și... mai sunt și manevrele care sunt extrem da. de bune, dar bineînțeles nu pentru cei care au probleme grave, știi? De te trozinește. Da. Eu. La chiropracticien, da. 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 am făcut și asta, nu, am nu rar. mai trebuie. La nebine sau la greu? Ia. Yeah. Să plouă în fiecare zi sau să fie 40 de grade în fiecare zi? Să plouă, tata, cât de mult. Po să plouă, cât să plouă, că pot să stau în casă sau sub umbrelă. Nu mă deranjează. Dar să fie 40 de grade la nesfârșit, tu știi că noi suntem de la mare. Nu s-a poate. Să nu bate el în vânticel. Da, e nu greu. Nu se poate, 40 de grade. Nu. E inuman. Ploaia mai merge, te mai speli. <laughs> ei și-am și ploaie. Da. În Apa de ploi e foarte bună. Da. Până nu mai e. <laughs> Când e prea multă. Crește păru? De la apa de ploaie? De la apă. <laughs> și mortal. Doamne. Nu mai știu când vorbești serios și când nu. <laughs> Nici eu. Ah. Cheers. Cheers. La bine sau la greu? Să fii obligată. Să strigi tare pe geam în fiecare dimineață. Am gonore. Sau să locuiești în, pu în pustietate fără ajutor. Dragă, știi cum e... Eu pot să strig orice, la orice oră, și oricui, că nu mai ia lumea serios, <gântu> -mă> nu mă crede nimeni, domne. Așadar, eu pot să strig. Vrei să încep de acum? Da. Hey, hai, hai. <laughs> la geam. geam. <gântu -mă> Asta pot să da. strig. Cum o să stau în singură de nebună, fără ajutor? Adică m-am mușcat un șarpe de picior și eu n-am ajutor să <gântu -mă> <gântu -mă> Pe baterie? Alo? Alo? Nu. Nu da. accept. Prefer să fac câte o prostioare în fiecare zi. nu mă lăsa singură în deșert. Ore. Ah. Lasă-mi și mie pe cineva. Da. Poți să iau pe cineva? Da, da. E pe cine el? Pe tine în deșert. E, e, nu pe tine. Nu, e, doar nu mă așteptam să zici Ai Aș la. Pe cine sau ce? Medic, ce, ce luat, luat tine. e la, <laughs> cu nu, ca dacă ești cu cine trebuie, nu mai, mai trebuie nici medic. A, e medicament. Da. Aș lua pe cineva. Adică n-aș rămâne... Plus că mie nici nu nici nu-mi place în deșert. Că nu-mi place nici în, în pustietate poți să fie și în pădure. A, mi-ai spus r -r 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 -r. Nu, în pădure bine. Faci o tocăniță de ciuperci. Mai faci o codiță de... Zic, veveriță. Găsești și tu o căprioară. Da, dacă o prinzi, faci capcane. Da, da, da. Important e să nu fii lipsit de ajutor. Mai dacă am era. un topor <coughs> și un chibrit, fac minuni. Asta cu... Nu, nu e pe... E pe gustul meu deloc. Dar... Dar poți să faci, adică... Pot, pot. Da, pot să fac cam, cam orice. Adică mă, descurc în orice condiții. Nu. Și a, da, a fost o încercare atunci la fermă. A fost foarte greu. A fost foarte greu și pentru echipa de producție, nici și ei n-au ceva. A fost foarte greu pentru toată lumea, Am fost carne de tun noi pe prima tură. Foarte la primul greu. sezon, a da, fost. Foarte, greu. foarte, foarte greu. Muncă fizică, multă, multă, prea multă. Izolate. În fiecare zi, de trei ori pe zi, făceam izolate la fântână. Ridicam <gântu> galețile de câte 10 litri. Pe cuvântul meu, aveam o musculatură super definită. Aici aveam un brățuc. Ai văzut? Da. Beneficii. Mă rog. La ne bine sau la greu? Să fii manicuristă la mineri sau bucătăreasă la pușcăriaș? Basta cu manicura, nu mi-a plăcut niciodată, adică... Abia mie mi-o fac cum ar veni, dar să o fac altuia. Mai ales mine, adică în sensul că nu că ar fi ceva nereglăcată, păi nu, dacă dar... în sensul că au mâinile mai... Da. Mâncite mai. Da, e foarte greu, nu. Și negre, presupun că nu știu. Bucătărie la trăgșor, oricând. Da, pușcăria de femeie acolo, la greu. Ce are? Ce ele? Nu sunt oameni sau ce? Chiar mă uit acum pe Crime TV. dacă te-ai uitat. Nu. E un, un canal. Iau o tipă interviuri femeilor din... Pușcarie, din penitenciare. Da. Târgșor, da. E super emoționant. E super emoționant. Și culmea ca un numitor comun. Bărbați care le aduc la disperare până... Da, de, în România nu e post-traumatic stres, nu există depresii, nu. Doar când ne convine. Foarte interesant, da, 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 e foarte interesant de urmărit. Ce duce o femeie la crimă? Că Doar nu o fi așa de prostulea ceva acolo s-a întâmplat, nu? Nu, discuția deja... Cred că, de viață. în primul rând, violența, cred, sau... Și, bineînțeles. Ai avut vreun iubit care a ridicat vreodată mâna sau s-a întâmplat vreodată să... Să <laughs> pare că sunt uh, ușor de manevrat? <laughs> <laughs> La un metru 90, cât de <laughs> mai? ai? <laughs> 1,75. 1,75. <Hai>, că... <laughs> stocuri Dar, a, da. stocuri um, nu cred în violență la violență recurg oamenii lipsiți de educație și lipsiți de inteligență și emoțională și de care vrei tu cred foarte mult în în <laughs> adică, nu știi vorba aia de ce dai mâna, știi, să înjuri? Am o spurcată. Doamne Dumnezeu! Ca pe poezia aia de ne Era acolo că m-am piedicat. Nu, că acolo a fost cu emoție. Nu, pare rău, nu. Mai bine nu. Foarte bună. Foarte bună. Mai bine nici nu citeam. foarte bună. Da. Deci, ce? E vorba de. Scuipat, înjurat, zis. Am înțeles. De toate. Putem orice. Ce ai prefera? Mm -hmm. Să uiți complet câteva replici la teatru sau să te tai cu cuțitul când gătești? A -a. Am pățit pe două, nu știu care a fost mai dureroasă. Cum? Serios? Ai uitat? Da. Da. Și nu avem replici, culmea. Și nu mai știu ce să zici. A, a, și nu aveai replici, nu știu ce să mai faci. Da? Nu, 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 nu. S-a întâmplat, da, se întâmplă. E un secret. Poți să-l zic? Da, te rog. Spectatorul nu știe ce urmează. Am și dacă... Așa e pesa. Dacă am mai văzut piesa, ce face? A, să dragă, nu a ținut minte fix momentul ăla. Zbang! <laughs> <laughs> te urăsc, b -b -b George? Nu, Marfolio. Ah, scuză-mă. <laughs> 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 Cum zicea ca, cara, cara, Caragiu, nu domne Caragiale. Știi, adică, nu sunt chiar mai chestii bine. să le ții minte forever. Să te pupe pe buze un necunoscut pe stradă în fiecare zi sau să mergi cu autobuzul zi de zi? În fiecare zi același necunoscut? Nu, că... cunoscu... nu, mai bine Merg cu autobuzul. Ce ai cu mă... Nu, nu. Dar Se <laughs> pare ceva romantic, <laughs> Cât ne cunosc, ne cunosc și pentru el însuși? Știi că, știi că, eu înainte să încep podcastul, soția mea mă roagă să-i citesc întrebările la nebine și la greu, ca să ne distrăm un pic, știi? Și eu mereu le testez cu ea. Ah. Nu că le testez, dar da, ea, și lasă ea ce a zis. Zice... <laughs> <laughs> Dau din casă și zic, să te pupe pe buze un necunoscut pe stradă în fiecare zi și ea zice, prima! <laughs> Eu mă cum și da, prima. <laughs> nu, doamne ferește, să nu se apropie un necunoscut de mine, prea aproape, nu suport. Nu? Nu, 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 nu. Intimitate. Consider că spațiu, spațiu personal nu trebuie încălcat, decât cu acord. Să vezi, când te văd data viitoare, să vezi, bine, eu sunt necunoscut. Ne da, da, da. Dar dacă vine cineva la tine și zbangă și -ți intră într-un metru jumate în spațiul tău personal, cum adică? E foarte agresivă chestia asta, nu. Adică nu știu ce vrei să obții. Geanta? <laughs> nu meri pe jos, stai no, liniștit. Bum în gură. <laughs> Exact. Să mănânci până nu mai poți 40 de zile sau să ții post 40 de zile? Prima! <laughs> <laughs> Cum să țin? Asta nu ai nu poți până acum? Niciodată. O zi, cred. Am încercat. <laughs> Dar ai ținut o săptămână să te împărtășești, să te spovedești, nu? Deci când erai mică? Copiii nu trebuie să țină post. Eu sunt încă un copil. <laughs> Dar tu ai zis, da? Adulții da. Adulții sunt niște copii. Da, nu, da. nu, nu, nu. Um, Depinde cum pui problema. Nu neapărat că ții post. Da uneori mănânc doar vegetarian. Nu. Um, Poate ar trebui să Si, Poate ar 40 de zile, sigur. 40 de zile sau Deci tu un... să mănânci un până un task nu mai, mai poți. Mai, mai... Eu mănânc oricum până nu mai pot. Să așa de muncăcioasă, doamne. Greu. Ce îți place cel mai mult? Nu să te lovească, întrebarea asta. Răspunsul ăsta. Orice. Orice. Orice mâncare îmi place. Îmi place să mănânc. Îmi place mâncarea. <laughs> și cu garnitură, și fără. Și cu să, Merge și o salată. Și desert? Mm. Ce desert? <laughs> Orice, n-ai zis tu. Păi zi acum, dacă tot ai zis. De care? Cremă de zahăr ars. Foarte bună. Orez cu lapte. Mm. Păpanaș. Mm. Cu frișcă. Aseară mâncat un ecler cu ce era? Cu crem. De vanilie sau normal, pe clasic sau din ala? Era stacuma? cu vanilie pe clasic. Pe, pe vechi. Pe vechi. Să nu te prinzi la glume sau să visezi în fiecare seară când cazi în gol? Mai... Cum adică să nu mă prind la glume? să nu te prinzi la glume. Uite așa, când alții fac glume și tu să nu te prinzi. Adică să fiu o tâmpită. <gântu -i> Tocmai ce ai jignit niște oameni, dar e ok. Și care, care nu se prinde niciodată la glume, să ori fii care nu se... Niciodată să nu te prinzi la nicio glumă, așa mi-ai zis. Da. că uneori. Da, deci nu ating pe nimeni. Da. Deci să fiu... <gântu -i> De tot. Să nu mă prind la nimeni niciodată. Nici o glumă. Nu se poate așa ceva, nu? Pe n-ai, cum, așa. nu, că la o glumă măcar una, tot, tot te prins. prins. Două. Sau o zici tu din greșeală. Două. Do. <laughs> <laughs> na, na. Nu, 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 asta cu aruncat un gol în schimb e groaznic, am făcut... Uh... Ai Ai sărit cu parașta? Da, da. Ai sărit cu parașta? Deci, eu nu știu. Uneori mă întreb și eu, nu mai bine mă prindeam la glume sau nu mă prindeam la glume. La gluma asta nu m-am prins. Iată. Și cum mai ai... A ai fost să de o la... glumă. Și eu nu m-am prins că e o glumă. Adică a fost o glumă pentru mine. Cum să mă arunc... Doamne, mi-a fost atât de rău. În viața mea aveam fața ca hârtia. Albă. <laughs> da. <laughs> Groaznic. De deci ce așa ceva? Păi da în timp ce eram în avion, <laughs> până să deschidă nea ușile, mă gândeam, băi, pitiu, da' ce mintea ta? Făi, femeie, tu ești Ce cauți tu? În avion se arunci în gol. Când tu ai rău de nu, Nu, n-aveam rău de înălțime. Aveam... Rău de, de aruncat în gol. Doamne, ferești. Ai sărit în, o, o, singură dată ai sărit, corect? În tandem. În tandem, normal da. că n-ai cum să sari, da, decât trebuie da. să trebuie nu știu câte sărituri. Da, 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 mai, era, mai era cineva cu tine? Mai erau prieteni ceva? Sau? Nu. Pe și cum ți s-a părut că era o glumă și nu te-ai prins? Adică cum? Păi nu, a, a, fost o glumă că m-am dus să fac asta. Ah. Nu, nu, știu de ce am făcut asta, a fost o glumă, dar eu nu m-am prins. Ca adică a fost o glumă a destinului, făcută mie. Așa, Iar eu am luat -o în serios cum să mă... mai? am crezut că mor. Nu trebuie să respir. Hai că e, e frumoasă senzație. E frumoasă senzație. <coughs> și a fost și filmat. oh, doamne. Doamne, Dumnezeule. Hai să fac și eu ceva pentru Era la antenă? La, la nu, ce era la, la canal de... de... Mai. Doamne, și-am chemat-o și pe maica mea Cu ce am avut, frate, cu femeile astea? Te l-am terorizat cu toate prostiile mele. Și mă așteptau și Băi, deci nu le venea să creadă. Ii, Ce, -a fost... <coughs> Ce așa față. Și că mă vezi pe filmarea aia, mm -hmm. Nu mai era răsumit. Nu, nu aveam zâmbet. Eram ștearsă de pe fața pământului. Așa am împărțit eu la splash. Aoleu, nu să... spune că ai sărit. Uh, N-am sărit de la 10 niciodată, dar ca să mă convingă să sar de la 10... A să te duci până... Uh, m-am dus sus acolo, m-am uitat și cei de la producție au zis Auzi, dar ai vrea să sar cu parașuta ca să treci peste... Dar noi, noi fiind la 10 metri, uitându-ne în jos și îmi zice N-ai vrea să sar cu parașuta ca să-ți mai ușor? Și eu am crezut și sus sunt pe soția mea Uite bă ce drăguț s-au gândit să-mi aduc o parașută <laughs> cu care să sar de la 10. <laughs> noi eram la... Da. pe platforma da. de 10 metri și uitându-ne în jos. Nu da. N-ai vrea să sar cu o parașută, să-ți fie mai ușor? Și m-am zis, da. Adică, mie mi s-a părut logic și ce drăguț din partea lor că o să mi-aduc o, glumă de care, la care o, nu te o parașută Ai, și o să sar Iată de acolo. glumă! la care și nu te-ai dau mâine la ce oră ne vedem și unde. Și zic, ok. Și eu erau 11 noaptea, 11 jumate, terminasem filmările și o să pe soția mea și zic, bă, ce drăguță ăștia de la, de la producție, că au zis că să, mai, eu... o să-mi aduc o parașută, eu să, sar să sară acolo. poți să-i eu pe soția da, ta nu... acum? Măi, George, tu ești... Eu. Mă iubitule, așa merg. Mă Măi, iubitule. Zic ce eu, ca să auzi crestul? tu, ce parașută! Ce crezi tu că o să-ți aducă ăștia de la tine zi? Ține la mine, mai tu ești! Și, și zice, dar unde, la ce, unde trebuie să fii mâine? Nu știu, clinceni, undeva. Păi bă, pă, sar cu parașuta pe bune. Du-te mă că nu sar pe bune. Nu mă că mi-au oamenii că mi-aduc. Eu, -am, eu nu m-am prins. Și când mă uit în adresă, clincen, nu știu cum acum era, zic... și eu să mă tot cu ea. Bă, frate, erau de, aproape 12 noaptea și zic, nu mă apuc să sun acum, trebuia la 8 dimineața să fiu la mașină, să, Vai, să mergem acolo. Cream. Băi, băi, și am zic, băi este... jur și eram, zic, bă, ce naiba fac Adică voi făceați niște am de... probe pentru splash, cumva, Da, am da, și eu am crezut că... Nu ar fi mai ușor să da, s -ar... Cu parașut, da, cu parașut, da, ca să vezi că e simplu. Da, și eu am crezut că de acolo... O să tu ai crezut că de, pe, pe trambulină? De pe aia de minute, da, da. zic o umbrelă, să spună cum ar veni o umbreluță tu și Mary Poppins. Ding! Asta am înțeles eu ce vreau. am ce ai înțeles tu. și voi am aici? Și soția ți mea. Numele proaste la el. Da. Și zice soția mea aici băi, băi, dumpitule, vezi că mâine s-ar cu așa. Băi, iubitule! Iubitule, mai sunt mai stâmpitule, da. Și zice, ok, și zic, băi, când m-am dat seama, am realizat că o să merg să, că o să, să sar cu paraștea, nu vrei să fii tu? Credeam că nu mai întrebi. Zic, vrei? Abia aștept. Ea abia aștepta. Să sară ea. Să sară, da. Și am luat-o și, luat și pe aia cu mine și am ajuns acolo la Clinceni. Și nu vre- Deci am avut filmarea aia pe YouTube postată, dar am șters-o, nu știu de ce am șters-o, că eram, aveam o față din aia de speriat. Și la un moment dat, după ce Ai am sărit? sărit? am sărit, da. Ferească, Dumnezeu! Am sărit, cum să nu, în tandem cu cineva. Cu eram, uh, cum? l cum? Cu Uh, da, acolo să <gântu -i> <gântu -i> Și era horror, de cel mai groaznic moment. A fost când a deschis ușa. Nu, nu, a deschis ușa. Oh, nu ala, plasă... nu că mai erau niște canadieni care înainte, până sus, făceau pac cu mâinile. Deci facem așa, prima oară așa. Erau patru, până oară așa. După aia nu știu cum, se schimbau între ei și așa. Ei repetau cum să facă ei și mie să fac. scheme acolo în aer. Și deschid geamul și aia tot spate. S-au dus așa, într-o dată. Și eram... <coughs> Mamă, ce facem acum? Și ăla mai ia pe mine așa frumos, mă leagă cu Kinga, cu nu știu cum, și mă pune pe marginea și te -ai gândit avionului. Și tu până... Am așteptat o grămadă și îmi el picioarele, mi le punea. Așa. Pac, 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 trăge piciorul. Eu mă țineam cu unghiile, că avea era chederul ăla de la geam. Chederul, <coughs> exact! Și țineam cu <coughs> mâinile așa. Și mă țineam așa de cu Băi, și când mi-a luat omul mâna, și mi-a pus-o aici. <laughs> aici. Și mi-a luat-o și pe aici. Și mi-am dat seama că viața mea e în mâinile omului ăla. Și a făcut așa, unu, A făcut doi. și unul la mine n-a făcut. M-am uitat la soția mea și m-am dus așa. Păi, la mine n-a făcut. M-a luat prin el și mi-a că... tras aer în Și pierd. fii atentă. Când mi-am dat seama ce s-a întâmplat după o secundă, mi s-a părut cea mai tare experiență din viața da? mea. Da? Când cădeam așa... În... Wow, mi s-a părut fascinant că nu, nu, simți dacă te duci în jos sau în sus. Plutești și e senzația aia fantastică. Ce? Nu mi-a venit să cred că de mișto e. Mi-a plăcut fantastic de mult. Și când a dat drumul după aia la paraște și bum, ne-am oprit. de am și, spatele și curul și... Oh. <laughs> <laughs> și... am zis, gata? S-a terminat deja? Și mi-a zis, ține tu o să aterizezi, o să rupi și ce Trage picioarele sub tine că ți le rupi. Mamă, uite-te pe un bune. Te-a de deci panicat tași... total omul ăla. Mă plăcea și de aia. <gâng> și fii atentă, după ce am ajuns noi așa un pic la o altitudine mai ok, aproape de pământ, mă uit să văd unde e soția mea. Și a mea făcea așa looping cu parașuta cu omul ăla. Și zicea, hai încă o dată, hai încă o Mă uitam la eram tu, N-aș fi avut. Deci ea este cu sporturi extreme, este ceva de. În primul cât a. a luat de bărbat e un sport extrem. <laughs> <laughs> și asta e adevărat. cerut. Și asta e adevărat. Așa Ai, este. Eu, nu, pentru mine a fost o experiență un pic mai. În, în primul rând că nu m-a pregătit el a vrut, mă, ca să nu intru eu în panică, să nu mai vreau deloc să, așa. Și vezi, doamne, mamă, te au acum pe surprindere și te-ai prins, mamă, ce a fost, unde a fost, intrat, intrat, a intrat, a intrat, s-a dus, gata, e gata, bifă. Știi, adică nu. Era mai bine dacă mă lăsa, că femeie, mai mult cum o să mi le repet eu în cap, acum, interesant. Dar na, na, na uite, așa, o să tragi, dacă îmi spuneam, trage aer în piept, că o să fie greu la presiunea de sus, Până te obișnuiești să respiri. Se tragi aer și așa. Să apuc măcar așa, să țin un pic respirația. eu am crezut că mă țin am filme, știți te ține. Dar era doar un chedra, mă râd, de mi Și el era cu fața, eu am crezut că mă pune pe mine cu fața. Dar de unde? El era cu fața. El când a sărit, era un... M-a prins și într-o poziție de-am Nu, băi, încerca să mă repozi Și zâmbește, făcea zâmbește când mă filma unul. Ha, serios? Nu puteam să-l înjur, că eram... Mama. de ce aș fi Aș fi zis de toți prietenii care nu mai sunt. Și toate rudele lui. De toate, zis. Și când am comprat, ce, nu ți-a plăcut? M-a mm. rugat omul să vorbesc frumos de experiență, că... Și am vorbit frumos ce era să fac. Acum spun adevărul! Nu oh, Nu După 20 de ani! Mă rog, nu chiar, da. S-a prescris oricum. S-a prescris, da. La nebine sau la greu? mai avem două întrebări. Să te strige toți să rămână mama mai ai, Sau să te vopsești brunetă? Aia, nu a fost brunetă. Normal. Normal, să mă vopsesc. Oricând, când, cum. Mă tun sau mă vopsesc? Nu mai știu. Nu, mă de, de, sau mă vopsesc? Vopsește-te și de. În același timp sau jumate-jumate? <laughs> După ce te Da, a fost și, și <laughs> Da, ai fost brune... să mai experimenta toate culorile. Chiar toate? Da, da. Roz, mov de astea. Da, variațiuni. Da, da, da. Da? Ce? Ia ți-o frumoasă. Copil măsă, cu mințel. Deci nu vrei să te strige sărmâna mama aia. E. Nu, nu. e dubios. Și când îmi zice sarna, mai e câte un buștan de ăsta că intră pe undeva. Știi, eu uit câți ani am și să <laughs> rămână. Eu cred că nu se vede. Ei, se vede <laughs> și crezi. adică nu-mi dau seama, adică eu mă simt așa. Și mai vine câte un copil așa, să rumână. Oh. Uh. Doamna Cristina, te eu nu mai spune doamna Cristina. Adică... Cum mă, și mie mai să zic doamna Cristina? la glumă, și... la mișto. Bine, Am mă. Te-am corectat, păi ține-te Dacă ar fi să te împaci, cu cine ai alege? Cu Traian sau cu Alex? Eu. <laughs> Ultima întrebare E simplu, simplu răspuns <laughs> Eu nu mă am Eu nu că nu m-am certat Doar m-am despărțit Exact <laughs> Deci um, să văd cât mai am. Ah, mai am ceva. Da. Um... Despre morți sunt mai de bine. Despre cei încă vii... E ok, putem să vorbim. da de aia. Am ok. tatăl Lemei, ce ai? Păi nu despre el să vorbeam. Înțeles. <laughs> ah, okay. Adică... Nu, cu Alex am o relație foarte bună. Este tatăl Și... Mi-e ușor să vorbesc cu tine despre asta, pentru că și tu ai fată. Și știi cât de puternică e legătura tată-fică. Pentru mine, așa cum tasul o va trada pe ea, așa va ști că e normalitatea. Dacă va fi iubită, respectată, alintată, pupată în fund, abarnam, iubită, așa va căuta un bărbat pe profilul ăsta. Și eu asta mi doresc. Eu îmi doresc ca el să fie un tată perfect pentru ea. Și am o relație foarte bună. Avem o relație mai bună acum decât când eram împreună. Deci doar v-ați întâlnit, pac, pac, că ați făcut treaba și a, nu, ați nu. făcut copilul. Uh, și... Ce? Nu, asta zic. Da? <laughs> ne înțelegem mai bine acum decât înainte. Nu, uh, în sensul că uh, avem... E totul mult mai clar. Ce frumos. Ce mă bucur că se implică. Da, se implică, nu? normal. Da, și că m mai întrebat mă ești mamă singură? Nu, nu sunt mamă singură. Ce tare. Noi suntem părinți. A, nu locuim împreună, în rest facem chestii împreună, și ieșim și la masă, filmează cu mine la mămici și de pitici, da? Sunt episoade când filmează. De ce? Pentru că e un tip inteligent, că noi nu am înțeles e altceva. Ai, dar prieteni putem să fim. Eu nu am bani. Știi? Am doar fani. <laughs> da, nu, nu, nu. Despre relația anterioară nici nu discut. Eu nu discut despre relațiile anterioare. Nu o să mă auzi niciodată, și asta e regulă. Niciodată pe mine nu o să mă auzi că vorbesc de trecut. Trecutul în trecut nu mai există. Prea puțin există. Doar anumite chestii care s-au întâmplat și pe care le poți evita în discuție. De cana asta am făcut-o când... Dar altfel, ce să discutăm? Că doar să ne povestim... A -a. Nu vorbesc, nu, nu, discut, nu mai există. Dar primul iubit din viața ta, la ce vârstă să ai și 18 ani jumate, ceva de genul. Mare? Da. Așa... Era... Deci Așa atunci trebuie să prima oară, la 18 ani jumate? Pe... Ai primul iubit cu care am A, înțeles. E... Ah, -am. Și oricum, până la urmă, știi ce? Altă chestie. Nu se mai discută. Ce mai vorbim acum? Dezgropăm toate... Da, mă, chiar eram curios și eu o să știu Ela. așa cum... Ce Dacă era iubărață te... când erai mică, poate... Pofim? <laughs> <ce? laughs> nu, stai, ce? nu discut, sunt chestii Dacă pe care te... Nu le discut. Și nu e vorba de un um, că conservatoare, știi, sau am o um, frustră, să mă știu Păi, chestii care uh, sunt personale și care nu se discută. Mi se pare... E ca și cum mai întreba câți chiloți ai în um, garderobă. E Cristina, trebuie... câți chiloți da. ai în garderobă? <laughs> de la ce da. te-ai de la, de la, de la... <laughs> Da. sau câte, câte mai euri sau cât ce lingerie de pata ai e te bravo na. dar cum pat. se pare când încep oamenii să vorbească așa de, de, anumite de da. Da. nu anumite chestii da, și mai ai zis uite că eram desfăcută la cam nici mă uitat ce mai întrebă? zic așa că sunt, sunt oameni când care Știi ok eu știu că astea fac știri și așa poți să inventezi dar uh, adevărul, astea nu-s chestii de povestit. A, dacă vrei să primești bă, b, emisiuni la tine acasă, să te filmeze, să-ți filmeze pașternuturile, pijămălile, chelățării, chiuloții. Chiuloții. Neușosătili, <hără> <hără> da. Pili. Da, de ce, Pili? De ce ai face-o? De ce ți-ai arăta... Tampoanele! De ce? De ce ți-ai arătat lucrurile astea? Adică mi se pare așa de intimă. Adică nu mi se pare o rușine să spui că nu discuți despre. Pa, mi îmi place să spun în gura mare. Frate, sunt chestii care nu se discută. Lasă-le acolo, în dormitor. E tu maci. E tu maci peste tot. E numai piele goală, nu știu cum să zic. Și pe social media. Peste tot. Mă, am zis că fac o la caterincă. Mm. Dar până la urmă, tot nu mă pot, mă pot pune în poziția asta. Fac și eu o chestie, o filmare, da. Și scot, nu știu, un făcăleț sau mai știu ce. Uh, dar nu, nu merită efortul. E tumaci Am senzația că pe toată lumea cunosc atât de bine. să mor dacă mai are cineva un secret. Pe interior, poate. Exteriorul e totul văzut, tot. Tot. Este ceva tumaci, tumac. Operații, intervenții. Asta, asta e o operație intervenție. Vorbesc de prea multă goliciune, prea mult, prea mult. E ca și cum te duci într-un strip club și cea mai mișto din strip club e una îmbrăcată. Pentru că cea mai mișto dintr-un strip club e una îmbrăcată mișto. Nu crezi? Câtă țăță să vezi? Câtă păsărică să vezi? E tu E tu măci Te expun prea mult fetele în ziua de azi Prea mult, dar degeaba Adică mi se pare că e degeaba Măcar revistele alea de profil plăteau <laughs> Acum mi se pare că totul e wow De, de ce? Cu ce să eu mai bogată intelectual? Pentru like-uri Și dar ce faci mă cu ele? Să le crească riciu <laughs> Nicio, altora. Hai <laughs> că și tu ești la bola gurela, îți mi-am duc aminte că ce limbarința Și tu și ce spurcat no. ești la guriță, mister. Guriță? Da. <laughs> <N> <laughs> Uneori, da, no, când da. n am cu cine, când am exact. cu cine. Exact, că... tristețe maximă, vorbim și pe telefon, alo? Da. <laughs> da. Um, deci da, e, e prea mult. Și nu e nevoie. Și-ți dau un exemplu. Cele mai sexy femei din istoria cinematografiei, că vorbim de... Pamela Anderson, nu. Nicoleta... Uh, Angelina Jolie. Angelina Jolie. Uh, ai văzut-o dată în de tot gol? Nu. Băi, ai văzut-o îmbrăcată sexy, mulată, de... -ți vine să televizorul sau ecranul la cinema? Da, mișto. Este una dintre cele mai sexy femei... Din lume, da? Din istoria cinematografiei. Angelina Jolie. Dar ce ai văzut-o în tutu gol? Nu. A fost sexy. Am văzut-o niște filme de ranchilot sau mai știu ce, dar justificat. Ce o vezi pe Instagram dezgolită și despletită, toată deznudă și cu tatuajul la vedere? Una stânga, una în dreapta, aceea în mijloc mi se pune? Nu. Adică. Mai lasă, n-ai niște misterii pentru bărbatul ăla. Da, dar el postează crezând că, că uite ce? că le-am rupt cu poza asta, ia da? uite. Dar cine? Iartă-mă. Că ți-o să scrie acum. Pentru... Da. C -ci, c -ci... pentru cine faci asta? Tu ca femeie, pentru cine faci asta? Ca să zică unul, mamă ce teaș, mamă ce miaș, Ma. mamă ce mi-am. Pentru asta? E lame, e overrated, nu știu cum să zic, e drahat. Dacă pot folosi astfel de cuvinte dulce. Uh, Normal, rahatul e dulce. mi îmi place. Da. Cu nucă. Delight. Delight, ăla e bun, ro. Și cu... Și cu zi, cu, cu, cu... Și am mâncat un rahat cu petale de trandafir acum în Turcia, anul ăsta. Păi. De ce am miros? Tot. Stop. <laughs> rahatul e bun. Da, exact. Mai mâncă și noi rahat din când în când. Tu sigur. delight, sigur că da. Deci ce vorbim aici? Pentru cine, ca să se miră Unul să spună, mamă, ești Mamă, miștor, ce rău. bombă Puh, ce te-aș luat acasă Și? I-au scris 5-6 Așa, mamă, și tu crezi că ei te iubesc? Și da, te întâlnești că ei ce mișto <laughs> <laughs> Wow, va de mă de nu, te măcere de Nu, Pisi Te ia dată Și te lasă de tot Că nu ești bună Cine vrea asta? Ce bărbat mișto vrea asta? Ce bărbat inteligent vrea asta? Vreau femeie să doar a ta, măi, nu să îi vadă toate de desăpturile toată lumea. Ce vorbim? Au o fi vreo nebunie. Delia, mă ta chiar ăsta, ai fost o vreodată Nu. Pentru că nu e nevoie. E sexy așa cum e. E sexy și cu hainele alea oversized e frumoasă, sexy prin atitudine, prin ce e ea. Și trebuie să se dezbrace. Abia de curând și-a pus niște poze în costume de baie, de a luat o razna toată lumea. Pentru că n-a văzut o... Cred că niciodată așa, sau de foarte mult timp. Foarte mișto, Gagica. Oricând ca ea. Pe când? Mă surprinde foarte tare fete extrem de frumoase, extrem de talentate. Care acum să dezgolesc de să mi bag picioarele dacă mai e un secret. O liniuță în dreptul plusului. <laughs> Atât. La graniță. De exact. Nu mai e nimic. Dar de ce? Dacă ai arătat și asta, maică, ce mai rămâne? <laughs> Știi cum e? Nu, eu nu înțeleg de ce. Poate eu sunt de modă veche. Așa sunt eu. Dar mi se pare că e tu maci. Adică mi se pare că asta, uniunea dintre două persoane, că de acela sex sau că sunt de sexe diferite. Mi se pare atât de mișto. Secretul ăsta al dragostei, al dedesubturilor, al ce avem noi, păi mi se pare atât de mișto. Mă, nu știe nimeni să nu te la mare în costum de baie, da? Păi da, toate justifică asta. Păi ce, la plajă nu mă vede în costum de baie? Nu da, te frate, și fă baie. Uite, eu nu înțeleg nici toples, mă crezi? N-ai făcut niciodată toples. Doar dacă Pare. eram doar eu în toplesul col. <laughs> eu și tot tăcheri <laughs> Eu, Eu în tot toplesul. Nu, uh. nu înțeleg. Și măcar nu e bun pentru sănătate, adică nu Azi știu. Numai. Vreți să dau un exemplu tâmpit? Mm. Ești pregătit? Foarte. ți ce așa aminte videoclipul If You Had My Love al lui Jennifer Lopez? Da. Iar de popou cu zi, tai, chiloția, de tai chiloței ea, de îmbracă tot popou. Tu știi de ce s-a făcut videoclipul ăla așa? Mm. Pentru că moda o lase razna și chiloții și bikini ajunseseră doar o ață și erau foarte multe probleme. Probleme de altă natură. Prin acea ață care nu era unde trebuie, că corpurile noastre nu trebuie să aibă o ață în Așa. Și nici în uh -huh. Ca cele două se întâlnească Erau niște probleme Și atunci niște mari companii, șmechere Au zis, trebuie să influențăm oamenii ăștia Că influențându s-a născut odată cu Instagram și cu Kim Kardashian Influencing-ul s-a născut De mult de tot Trebuie să influențăm cu ceva, cumva trebuie să devină ceva la modă ca să schimbăm problema asta, că vin femeile cu probleme cu infecții urinare, cu tot felul de chestii, din cauza că se fac niște transferuri dubioase acolo, de la popou către partea aia fină. Înțelegi? Și au zis, stai mă puțin, că e fata asta la modă. Bam! Și de atunci toată lumea s-a îmbrăcat cu chilăței de ea. Pare logică. Întare. Reversul medalii a venit și... <gâng> Noi asta vara am văzut uh, un domn la vreo 50 ceva de ani cu tanga pe plajă. Am înnebunit și eu <gâng> copiii. Cred că ați râs de mine de vreo. David, care avea 5 ani jumate, 6 ani. <gâng> l-a arătat și, și nu mai putea. L-a arătat cu tine. Luca ta că ai, lucă-te că... Ce să-i spui copilului? Băi, că nu mai râde. Nu, stai puțin. Dacă era un tip tânăr și arăta mișto și era ok. Nu, <gâng> <gâng> era tot dubios. Mă rog, dacă mă era rog și tânăr. Hai mă, mă, mă rog Dar era mai tânăr Eu bă, nu mă rog de deloc Dar să vezi un domn cu burtică Și cu fundul mic și cu tanga da De Deși ce? Mor. Am murit de, de rău Uite și chestia asta cu bronzatul Iartă-mă Nu știu dacă tu ești adeptul Piliarțe Nu bă, Nu prea cred Folosesc SPF, dacă... Dar îmi place să mă bronzez. Îți place Eu mă. zic mereu că sunt un om mai bun Când mă bronzez.

Nu mai Dar știu ce vrei să zici. e, nu înțeleg. care e faza? Pentru ce trebuie bucile bronzate? Ca bărbat. A, ca bărbat. Asta, nu, am crezut că e trecut care la... faza? Nu știu, asta că a De fost De ce tu, ca bărbat fost... vrei să ai fundul roșu? Poate... Poate ce? Ah! E, Da. da. Se justifică. Da, mă gândeam la prietenul ăsta al tău, de l-ai văzut în... Bum Care Bum, prieten? Deja e prietenul meu? Era un domn acolo de aproape 60 nu de ani. Erai. În Turcia eram. Asta mi s-a părut și mai tare. Mamă, dar era european sau era... Cre... Era european, era european. E de da. Eu Voia să-i să enerveze pe, pe ăștia. Da, probabil. Voia să-i enerveze pe, pe, turci. Cred că de-aia. Nu, 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 mi se pare... Adică, se pare tu maci. Um, mi se pare ca și cum, ca femeie, umbli toples pe stradă, adică în sănigoi. Și te iei de lume că se uită fix. Uite a, asta, eu am... Stai puțin. Stai puțin, PC, puțin, era. că aici ai deschis adică un subiect. tu ești în țățele a... și eu să nu aș că mă uit? Nu, asta se... ce cauți tu cu în ochii mei? Eu mă refer aici la decolteu, de exemplu. Sunt unele doamne, domnișoare, care, mamă, își pun un decolteu din ăla până în gât Și după aia se supără dacă te uiți. Și după aia se supără, da. mi i simțitule sau uh, privirea sus, uh, ochii sunt aici. Hai, nu să că... Bun, păi dacă ochii, ochii sunt aici, aici. de ce ți-ai pus alea acolo? <laughs> <laughs> nu, eu sunt mai direct ah. un pic, pentru că mie îmi și place să provoc anumite discuții și dacă eu o doamnă cu un decolteu, foarte și ne permitem, adică chiar dacă nu ne cunoaștem, dar simt eu așa din ochi și zic... Ce e? Sexy ești. Ce ochi frumoși ai ai cerut-o, ce să zic. Și eu mai port de colteu. Lasă de colteu, că cred că mai porți de colteu. Da. Dar eu vorbesc de decolteu ăla. Dacă te ăla... duci în, într-o zonă, acum acceptă și privim te mai supără. Acceptă, dragă, admirația. Admira admirația. Asta să te admire. Nu? Păi cred că de eu și fac, nu? Să provoace... Îmi spunea o prietenă mea că a fost la Vama Veche, în trecut, în anii, până în Revoluție. Și acolo se făcea nudism, da? Altă chestie pe care nu am înțeles-o niciodată. Asta cu asta Și s-a întâlnit cu șeful ei la plajă și era un la nudul gol. Și vai, ha, ha, n-a observat care cine ce. Serios? Cum trebuie să pică ochii fix? pe fix, că n-ai cum că dacă tu stai îmbrăcat în mod obișnuit, normal că ce dezgolești, aia sare în ochi. mai ales dacă... Da, <laughs> am înțeles că cei care fac nu nu mai au chestia asta. Tu te mă de aici, lasă o încolo. Așa am înțeles, Ai, așa spune da. spun pe mine ei. mă jenează, mie nu -mi place. Mie nu -mi place de nici să văd pe da. fața mea. Nu mă zic invers, adică... Nu, dis numai, numai, nu... Și nu mi se pare o chestie bătrânească. Adică mie nu mi-e să... Nu dismă doar la mine, în baia acasă singur. Sau în dormitor, e treaba mea unde nu desc. Nu Poate și în mașină, dar nu la toată lumea. Adică, înțelegi? Mașină. Poate și pe stradă, poate și pe câmp. Dar nu să vadă toată lumea. Doar cu cine nu trăiesc nu dism. că nu servește acum niște întrebări care au fost cel mai... nu mai întrebat Cel mai nebuloc. Cel mai nebuloc. Cine să răspunde la ceva? răspunde cineva la ceva? Da Știi care e cel mai nebun loc? Hm? În capul meu oh, Aaaaauu Ce că are are asta? Hai că asta n-ai Top Top. Da, Top Este Top. ștept. Nu, dar serios Sunt chestii care Cum adică? Hai noroc Mai dau și noroc Hai noroc Pe plajă acolo Da voi. Sau se mai, treze, se mai trezește unul de ăsta avun... Da. Că ce ce te uiți așa, mai strigă la câte una sau câte una. Păi, dar nu ți-e rușine. Că tu umbli în fața mea ca disperatul să, să te privim. Danga, langa, danga, langa, sună la Sfințita Langa. Și totu' te superi că ne treci pe fața ochilor. E ca și cum te duci la raft să iei o pungă de cipsuri și-ți are în ochi aia cea mai... <laughs> nu știu dacă a fost bun exemplu ăsta, dar... Sare, <laughs> nu mă gândeam mai mult, mai. Mamă. Mă, că ai zis mai devreme, mă, lefrem, mă și de striptease. Da, da. Ca și când te duci la striptease și aia zice ce te uiți. Da. da. că pe bune, Dică, nu de aia ai venit aici? Sau mai era una pe plajă odată, la vă veche. doamne, am răsc, că am vrut, că am vrut trei ani de chestia asta. Să bronza. Dar ce să bronzezi? Acolo. Acolo nu trebuie să pătrundă soarele. Deci rămână... Nu! În o floare! Și întunericul n-a Nu trebuie să... Pentru că... De ce? stai că e explicația medicală. Pot intra fire de praf, de nisip, bacterii. Bă, nu e ok. Acolo doar apă, cel de duș sau mă și partenerul. Nimic, altceva. Nu trebuie să pătrundă orice... Meldean. Mă, nu mă strănută unul. Măi, explică-mi. Strănută cineva. Nu știm noi de la educația... Da. Că dacă că strănutul se duce la 5 metri, virusul, bacteria, atșiu, se duce la 5 metri, dacă tu...

scoateți de tipuri dacă. Nu, că e ok. Ai fost, în limit, ai fost în limita. Nu, nu, dar pe bune acum. Dacă, dacă e vreo problemă, spune-le că. Cristina Cioran <laughs> Spune-le că. Cristina Cioran <laughs> Da, nu. Am exagerat. Nu, îmi place și mi-a plăcut de tine pentru că ești o tipă pasională și cu principii. Da, și cu de caracter. Ce? De, de ce să ne -ascun? Vai, nu discut. Ba, da, dragă, discut! Ești prea dezbrăcată, frate. Deschizi televizorul, vezi o păsărică. Nu se poate. Păi nu. Multă nuditate și sunt mulți și copii care se uită. Păi nu, dar nu e normal. Sunt foarte expuși copiii în ziua de astăzi la nuditate. Asta e o chestie... Adică tu încerci acasă, ca părinte, încerci să protejezi copilul de violență, de... Și ți apare nenorocitul ăla de ce e el, de ce țară e, dacă știi copilul mic, sigur știi. Cum deschizi YouTube-ul, dai la alea de copii, apare un nenorocit care pune niște jucării, le calcă cu mașina. Da. explică -mi și mie cei cu alea. Le dau report la toate frate, și tot apar, tot apar, tot apar. Nenorocire. Nici eu n-am înțeles niciodată. Cum adică? Dar ce l pe copilul ăla? Mă deranjează. La fel și așa, deschis televizorul pe muzică, apare una. Cu bucile, să trântesc una peste alta. Păi frate, dar e mișto? Azi sexy? Așa o fi, dar poate că nu e ora potrivită. Nu, e pornografie. Eu și mai că mea n-am închis să mă uit la asta. Bă, dacă vreau să mă uit la pornografie, mă uit la pornografie în treaba mea. Dar dacă deschizi televizorul și vezi asta, e o problemă. Adică e o problemă. Nu știe nimeni, frate, dacă vrei să folosești porn... treaba ta ce faci în dormitorul tău, în casa ta, în computerul tău, cu laptopul tău, în brațele tău. Treaba ta. Bă, nene, dacă e ceva public, Atunci să mergem toți fără frunză. Dezgoliți pe stradă. Oh. De... Nu știu cum să zic. Mi se pare mult, 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 mult. Și muzica românească. Mult! Și muzica românească ce Videoclipurile. Totul e extrem de sexual. Extrem de sexual. Totul este... Partidă de sex pe toate părțile la TV. Mult! Și nu înțeleg. Și... Bă, nu înțeleg, jur. Fiu de modă veche. Pensionară. Ți nu se pare? Nu. Ba da, sunt e? de aceeași părere. Na. Nu. Nu cred că suntem pensionari sau de modă veche. Cred că suntem oameni Și deci sora mea, normal. Că de cât, de de cât mea normal. Sora mea stă în Marea da? Sora mea când a venit în România și a văzut că ăla cu Hai, nu you want it, la flic, fic. Dracu să-l ia. Așa. Ăla de în videoclip Rata Tovski, Emily Rata, Jovski, Jovski. Așa. Când a văzut că acel videoclip și acea piesă circula la radio și la TV, a zis, bă, voi sunteți nebuni. De ce mă ceare? Păi tu asculta cuvintele astea? Da, nu, eu antidă, nu, na, 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 na. Ia, hai să facem o analiză pe text. Ia, ce are? Oh! Băi, nena, am rămas șocată. Și atunci te miri că puștanilor le place uh, O muzica asta trap, care e foarte pe violență și foarte pe prosteală. Frate, că și americanii. Frate, dar e în engleză. Parcă nici nu traduc când aud. Asta se întâmplă. Noi nu traducem când audem. Când audem, când auzim. Noi nu traducem. Fuck you, we, 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 we. nu traducem. Păi când le auzit în română, păi să minte în loc. Și pe toată lumea, mamă, se inflamează. Extraordinar. Că e boasă. Frate, dar cine te pune să asculți așa ceva? Și de... Te... cine te pune să duci cu copilul de mână la saga Trăițear? Am fost, fost la saga la festival ce am s-a toate prietenele mele erau cu fetițele lor de 13 ani, 14 ani și aia, uau, ce-o fac, ce o ce -o băi, ți-era jenă? Băi, ți era să treci pe acolo. Copiii erau... Wow, ei nu cunosc greutatea cuvintelor. Băi, da, să fi văzut părinții, toți au <laughs> Mami, tu i-a pe ăștia. Habar n -aveau. Da. Dar nu că e o problemă că habar n -aveau. Nu, 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 nu. Nu vă gravitatea, știi? Abia când te pui în situație, cum copilul ascultă muzică, copilul, ce pasierau. Mă, și nu ai cum să-i controlezi. Trebuie să-i prietenul lor. Carina, Carina o cheamă pe da. da. Cât are? 14 ani, face 15, E pe vârsta aia. Frate, cred că e foarte greu. Dar trebuie să-i fii prieten. Nu poți fi fii nici prea prieten. Nu poți să fii nici prea autoritar. Nu poți să fii nici prea... Hai, băi, fica mea. E foarte greu. E o limită. Trebuie să fii și respect, trebuie să fii și... Nu știu. Și deschidere. Da. Ca să poată să vină la tine când trece prin momente grele. Asta e! Asta, asta, vorbesc cu prietenii și prietenele mele care au copii mari. Fix asta, băi. Ca am fost și o adolescentă. nebună. Și le zic, băi, fii aproape, fii prieten ca tu să fii ăla pe care îl sună. Ca tu să fii aia pe care o sună când se întâmplă ceva, că o se întâmple. Ceva tot se întâmplă. Ca a băut două vodcă tonic, dulce așa, hap, hap, Salut a luat-o cu rău baie. Că i-a dat unul să fumeze ceva, să i-a băgat o pastilă pe gât. Eram la un dat la un concert, care la Dreams. Și a cântau de zor și a și eu. Mă cu ultima pastilă, ultima pastilă. Păi și ascult versurile. Băi și-am înțepenit. A, de Despre ce vorbesc mă ăștia? Ei, despre ce? Mama e. Greu. E greu de înțeles trebuie să fii prieten până la momentul și trebuie să te fii pregătit că se întâmplă ceva. Eu cred că noi suntem norocoși. Băi, dacă era <gântu -se> pe vremea noastră câte să acum, nu știu dacă scăpam copii. ți a plăcut parte, partea Băi, nu cred că scăpam. Dar știam o chestie de la teche eu când eram puștoică, că și noi ieșam. Cât se putea acolo, cât erau... Atât mi-a să ai bani de taxi și de un suc. Să-l atingi. Să bei din sticla ta sau din paharul tău. Să la... Și atunci nu existau, da? Vedeai doar din filme, știai că există chestiile care se pun în pahare. Și să ai bani de întoarcere acasă. Să fi... să te asiguri că ai bani să te întorci acasă. Și știi ce făceam? Uh, pentru că iarna în Constanța e oribil. Mă rog. Era pe vremea că nu erau distracții, nu erau baruri, nu era... Și era deschis un subsol no pe la Melody Bar Așa, da. La Mamaia Sau un capăt la Mamaia Whatever Cum nu mergeai la No Problem, la Dacia? am mers la No Problem Dar cred că odată am fost Da da, a fost că mi director de cinema acolo și după ce s-a făcut discotecă nu mi-a plăcut. Am fost o dată și mi-am văzut o colegă de școala generală care avea 12 ani, cu o fustă scurtă, detrăgeau doi indivizi de ea și zic că eu în viața mea nu mai merg acolo. Iah. A fost groaznic. Ciudat. Dar mergeam cu tramvaiul 100 până la Dobrogea și pe jos, că nu mergea nimic până în Mamaia. S -s -s. Și la întoarcere, la fel. Nu știu cât era, ce șansă. Dar bani de taxi. De ce seara? Da. Bani de taxi aveai doar de la. Nu veneau taxiuri la Melodie. Da. Și aveai, mergeai pe jos până la Dobrogea și de la Dobrogea aveai bani de taxi. Așa a funcționat. Foarte greu. Acum sunt ghegeturi, o să aflăm de copilul mai pe telefon. Dacă îți da accept. E, dacă las că dacă aplicația. e ok, îți da accept. Dacă vrea ca lucrurile să fie în regulă, pentru că părinții din ziua de azi înțeleg multe, acceptă multe, cuprind altfel lucrurile, da? Sunt mult mai deschis la cap. Așa zicem, că am trecut și noi prin multe. Și trebuie să ai încredere în părinții tăi că vor înțelege. Și trebuie să ai încredere în copilul tău că va înțelege. Și se ajunge uneori la un, un compromis. Un numitor comun, da? Da. E un compromis. E un numitor comun, dar e și un compromis. Da, ta, ai voie până la două, ai grijă tată pe unde mergi, ai grijă tată ce faci, dar lasă-mă să te văd pe telefon că la două jumătate, dacă n-ai sunat, vin cu artileria. Vin călare! <gântu -i> Că mi pus Dugan. Stai seama, e complicat. Foarte complicat. Da. Eu nu știu, tu, am nu știu de... ca părinte, cum doarme părintele noaptea când știe că copilul e la club. O, oh, leu, deci vreau să mă gândesc. Vrei să spun? Te învăț eu Ia, ia, cum e. Păi, te duci frumos. Deci unde La ce club mergeți în seara asta? La cutare. Ok, te duci frumos. Iei toți bodyguards la rând. Ia, tare. Le spui, uite, vezi că ai fata mea ui ceva acolo, zi, dai ceva așa frumos să, să fie toată lumea fericită și după aia te duci liniștit. Și dacă știi că în altă zi se duce la alt club, te duci la clubul ăla și zici salut, uite știi, e fata mea, iarăzi de departe, că ea nu trebuie să te vadă. Exact! Nu acceptă Dar eu să... fac asta și când mergem în străinătate, și în Turcia când mergeam în concediu de Uite, vezi, asta nu și... era când eram noi mici, nu? Da. Corect, că nu exista. Da. Dar foarte bine că faci așa. Mă duc mereu și m-am dus cu Ilinca cu cea mare, care are acum bine, are 21 de ani acum, da. mergeam la club cu ea inițial și după aia am învățat-o, uite, vezi așa, uite, uite acolo, uite, nu știu cum, vezi cu aia, vezi cu aia, vezi cu aia. Pă la 18 și am mers orice cu orice ea. Case scenario. trebuie să fie și, oricum case. ea, ea are încredere în noi și ea ne sună mereu, adică nu e Băi, ne scunde, e vezi că mai stau, vezi că nu știu cum, dă mesaj sau, știi? Dar acum deja are 21 de ani, nu mai e ce să-i mai zici, nu mai e. Și mai o chestie. Băi, toți copiii beau. Știu, e Băi, că nu, nu știu tot, ce. Tot, Nu, chiar mă rog. toți. Majoritatea. Hai să ne înțelegem. Se întâmplă, da? Nu mai zic că mai sunt și altele mai grave acum în perioada asta, în lumea asta, acum, acum. C -c -c cât vorbim acum, se întâmplă multe lucruri nasoale. Frate, sunt Trebuie să le acceptăm că sunt. Hai să vedem cum discutăm copiii noștri despre asta. E groaznic, e greu. E greu. Foarte greu. Da, e nasol. Sunt Trebuie să te depășești de tu, niște opreliști. Și mă uitam la divorțul Johnny, la scandalul Johnny Depp și Amber Heard. Și uh, i-am ia dat la cusă pe Johnny Depp că, vai că a fumat Giugele uh, dalea cu FISA când avea 15 ani. Băi, și omul ăsta a zis, băi, știi ce? Da. Pentru că eu am fost toată viața mea, povestea el, un drogat. Am dat în ele în tot ce era, tot ce exista. Și am zis, fi mea, băi, ia să vezi gustul. Să știi ce reacție ai. Să știi ce nu știu ce. Ca să, știi, să nu te sperii, ca să nu știi. Și da, am făcut asta eu când avea ea 15 ani. Extraordinar, suntem în America. Păi, a fost atât de onest. Și asta o chestie. Și am făcut asta, pentru că mi-a fost o teamă că seamănă cu mine. Deci, omul a fost atât de onest și a zis, bă, am vrut eu să fie cu mine când face asta. Nu singură de nebună, cine știe cu cine. Și am mai avut o, o prietenă de-a mea, care are o fată mare, mă rog, are 20 de ani acum. Dar când avea 19 ani, fi să zic, oh, mă apuc de fumat! prima mai ex a avut intenția să spună să nu te prindă. Și pe a zis da, bravo, foarte bine, ia. Hai să ne aprindem câte o țigară. Nu, nu vreau că miros urât. Da, ah. dacă <gântu -i> o lua instinctul primar și spunea puu, aia mică băgă până, până, până da. pe urechi ca așa sunt generațiile, fiind să fie. Dar nu știi cum e mai bine. Că nu poți să stai acum să o oarezi cu copilul la... Da, da nici, nici nu prea, Nici să-i să, okay, impui nici să nu. Și să găsești o... Păi să-ți să-și muș de limbă. Și cum spui tu, te duci pe la cluburi, vorbești cu ea, Băi, sau îi pui pază, dar dar nu știi, sau poate că n-ai bani să-i pui pază, sau poate că nu știi pe la cluburi. Tu ești deci persoană publică, ia ceva. Nu, eu am ieșit mult la cluburi când eram. <laughs> și știu cum funcționează lucrurile, e foarte simplu. Eu am lucrat la cluburi când eram de 20 de ani. Eu lucram postpătar la cluburi, barman, DJ, nu 4 ani. De... Da, la uh, Megalos am lucrat. Ah! Da. La Malaga era un club Ia, unde. Zi, am, da, da. Am avut uh, multe Bravo. cluburi unde am lucrat și, na, pentru că asta am făcut în facultate. Am văzut de toate păi, trebuie. Am văzut de toate, crede-mă Și pe vremea aia erau, ca să știi Bineînțeles și Dar, mult uh... înainte Din totdeauna Și nu Doar sunt că drogurile, acum, sunt așa drogurile era. de acum, sunt drogurile de altă dată Nu e băutura de acum, e băutura de altă dată Tu gândește că noi am crescut Practic Tireția noastră a fost fără șaturi Era long drink Nu existau șaturi și gândește că deodată au apărut șasturi. zic, au apărut tequila, da, da, da. Deodată au apărut... Ce e asta? Ce puștani ăștia care au rezistență, știi? Vezi că au rezistență ăștia, mi Păi am văzut, capul meu. Mamă, pe mine m-au șocat. Deci se duc la bar și au câte șase. Așa e. trung! E păi băiat tu două, să vedem cum că Exact, unul, câte exact, de exact, exact, Da, m-am speriat Nu numai. ți pasul, e greu, e greu pentru un tată să știe de fisa că a plecat până nu știu de când știe ce se poate întâmpla. E greu pentru o mamă să știe nu știe cum să-i spună, mama, ai grijă, mama, o terorizezi, o bazi la cap, mie, și spune, mama, ai grijă. 46 de ani, <sus> mama, <sus> am, mai am, mai, că nu prea mai e cazul, da? mai am. Mai am, mai împiedic, mai, mai ridic, mai Da, da, da. Băi, e foarte complicat. Nu știi cum să iei, nu știi cum să apuci. Una peste alta, dacă ne întoarcem de la ce am plecat, foarte multă expunere. Iar România e pe primul loc, la OnlyFans, primul loc. Video Number one. Frate, dar potoliți-vă ce aveți. E un business. Bravo, foarte bine. Treaba lor. Păi, da, îți spun sincer că mă deranjează că doar asta îi se oferă femeii tinere și frumoase din România. Mă deranjează teribil. Stai puțin, Cristina, că nu? Includem păi, acum toate fetele de 19-25 de ani. Dar asta îi se oferă pe bani grei, acum. Că o meserie de cercetător este pactul. Băi, nene. Adică e alegerea Adică dacă tu vrei să faci limbi străine, da? Te duci la Universitatea București și faci limbi străine. Limbi și literaturi străine. Ce păi viitor îi face ai? pe un cu me. Excuse cu me, ce, engleză. ce viitor ai? Ce viitor ai? Ce viitor ai? A, profesoară. Vai de capul lor. Să aibă de-a face cu tot felul de puștean de care nu au chip de nimic. Câtă răbdare trebuie să ai ca profesor? Da, trebuie să fii născut pentru Doamne. asta. E, ce viitor? spune și mie. Faci, uite, faci. Uh, dă-mi un exemplu, dă-mi un exemplu. Geografie. Facultatea de Geografie. Când eram în Puștoaică, la facultatea de Geografie erau 25 pe loc. Geografie, tată. Era un viitor. Și nu pleca ai ghid. Alo. Era post Era ceva important, nene. Te duceai și în străinătate. La o meseric lumea. Ia, hai să vedem acolo la geografie. E minus sau nu. Da, aglomerație mare schimbă... la chimie! Se schimbă, se schimbă. Pare ciudat că e la chimie aglomerație mare? 30 pe loc? În fiecare an? La farmacie? Nu, nu, la chimie. h 2 Da. Ce primă, se schimbă lucrurile. Dar asta îți spun. Pentru o fată tânără, ușor de impresionat, frumoasă, care nu vine dintr-o familie unită. Părinți despărțiți, să mai știu eu, săraci, așa. Păi vine ăla și-și pune mașina în fața facultății tale unde te duci tu în fiecare dimineață cu trolebuz. Deci, <coughs> mor nările. Sistemul factiv o ia razna în trolebuz. Și vezi mașinuța aia acolo în fața universității. Cum stă ea așa frumoasă, zâmbește, o tântiță de-asta cu dinții fațetați. 10.000 de euro pe lună, vrăjala de asta proastă. Păi, tu te-ai săturat? Normal. Te-ai săturat să ștergi podele cum ar veni. Normal că-ți sună bine. Și te duci ca fraiera. Hai să ne înțelegem. Uh, nu orice model OnlyFans câștigă 10.000 pe lună. Unele nu fac nici 200, dar și-au arătat tot. Știi că le nu se șterge de pe net. La revedere. Cerf ce se întâmplă cu tine? Ce se întâmplă cu tine ca femeie? După ce îți expui tot, ce se întâmplă cu tine? A, că te place unul, mamă, te dorește ăla, poai ce te-ar lua, ce ți-ar, îți promite, face, nu știu. Și a doua zi, ce se întâmplă cu tine? A, mamă, mi-a mai scris și ăla. Uf, mă duc și papa, papa, papa. Ok, și lasă că după aia, uite, fac OnlyFans câțiva ani, după care uh, mă las, mă căsătoresc și fac copii. Cu cine te supăra? Ce bărbat își dorește jumătatea lui să fie cunoscută intern-extern, interior-exterior de toată lumea? Cine? Nu, serios, acum. Își dorește cine? Eu sunt răspunsuri la care eu am răspuns, da. Ia, da. Adică sunt întrebări ei, sunt oameni care se aseamănă și există o anumită tipologie și mentalitate pe care uh, noi, oamenii care ne-am descoperit o meserie și care am avut șansa asta să, să facem ceva în viață și noroc, că eu am avut Știi și, noroc. și noroc. că șansă și noroc. Șansa și noroc. Cristina, am avut eu noroc. Eu îți repet, care e șansa unei fete ușor de impresionat, da? când o păcălești cu mii, ce, nu străluceți frumos mașinile alea, bata. Da, dar este alegerea ei. E și greu. Eu, nu. eu respect sunt alegerea ușor asta. de impresionat, cei drept. Stai puțin. Sunt E o problemă care... și de educație. Și de educație. Dar din familie. Nici au altă șansă nu au. Poate că, poate că fac asta pentru că au nevoie. E o alegere, într-adevăr. E alegere. Și eu cred în fetele care fac treaba asta o perioadă până se pun pe picioare. Eu cred în asta. Aici fac o operație estetică. Da, eu n-aș judeca pe nimeni. Până nu la urmă, judec. Urme, e... Îmi pare rău. Da o femeie se vinde atât de ușor pentru nimic. Dacă îi se pare natural și vine la îndemână să facă asta superb, dar dacă o facem împotriva voinței pentru că e nevoită, e mai greu, îți dai seama, e mai nasol. Nu știu. E Mi la fel se pare că... același lucru când muncești ceva care nu-ți place deloc și știi că oricum se trebuie să... puțin că nu-ți place tot în viață. Hai să fim serioși. Nu-ți place tot în viață. Ce? Există proiecte, uite, vorbim despre... Mine. Există proiecte în care intri, habar n-ai în ce intri. Se trezește acolo, hap! <fie> hap! Și ce faci? Poți să o dai la întors. Nu prea, nu mai știi cum să... Sau... Ai un asta la noi, la 30 40 50 Da, păi la astea, ușor de impresionat, la 19 ani, 18 ani. Sau crescute de pe la 15. asta se întâmplă în familii lipsă de educație, și, dar nu e vina a părinților lor, neapărat. Sistemul ăsta ce care te vrea e. prost, sistemul care te vrea needucat, sistemul care te vrea lipsit de principii, da, ai principii, da, nu mai putem să stai ești, puțin. Sistemul e, în 2003, nu ești la modă. E, Cristina, nu mai putem să dăm vina pe sistem acum. Hai Atâta mă, azi, lasă mă, nu, ai, nu, serios. Nu. nu mai putem să dăm vina pe sistem. Dar de ce? Pentru că toți suntem conștienți acum și nu mai poți să dai vina pe un sistem când tu deja îl observi și știi că poți să faci lucrurile diferit. Nu mai poți să dai vina pe el. Fă acțiunile care se cuvin dacă vrei să fie diferit pentru tine. Bă, nu știu. Mie mi se pare că prea se merge pe principiu um, să facă fiecare ce vrea, să nu, mai țin, se, să nu se mai țină cont de nimic. Să nu se mai țină, frate, cont de nimic. Ce? Te-ai dezbrăcat pe internet? Ești foarte tare. Nu, nu ești foarte tare. Nu ești foarte tare. Că l-am dat o să vrei și tu viața ta. La un dat o să vrei și tu familia ta și ăla care te place așa că te-ai pe internet, da, te ia până la urmă, unul. Dar după aia când mă certa ce spune? Fă, de unde te-a luat? S -a -s sigură, stai sigur, stai, trece acolo. No, da, la mine Tot e problema e. e. că se uită filmul. Dacă se dă îți de vreo, seama. vreo, poză sau intră, nu știu cum îți apasă pe așa și vede vreo goliciune pe acolo, că na, ți apar în... Tu-ți dai seama. Adică, sau, ceva sau Bine, mulți o să zică, păi îți apar că te-ai uitat tu. A ah. <laughs> Nu, dar... Dar da da. mai apar din când în fără să cauți asta. Mă rog, te-ai dat tu. Da, păi vezi, asta zic că nu e. Algoritmul ăla ți-arată da, la da, ce te-ai da, dat da. tu, da. Dar da, mai sunt și chestii pe care le primești din când în când, dar le dai... Le dai... Și revenind la videoclipul ăla. I know you want it, I da, know you want it. Ta, na, 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 na. Mișto melodia. That bitch is, nu știu ce, dacă o traduci... Frate, este deja mm <laughs> oh, și când eu spui amici cântând, atunci îți dai seama... Băi... nu da, de -a a -a în, română... în română, să, băi, mamă, nene... și se și zic toate versurile în continuu ne -ne. cu toate... Bine, Asta e, e prea mult. Dar n-am fost nici obișnuiți, oh, știi? Oh. N-am fost obișnuiți. Asta Dar și e. ce, e rău n-am fost doar... obișnuiți? Nu ne mai juram așa, că ne juram, vorbim, spurcați oh, la gură. Când eram mici, nu juram. Da. Bă, dar totuși, când auzi dintr-o Parcă ți-e ți, -e, ți -e genă, parcă nu-ți mai vine să înjuri. Să mergem mai departe totuși cu ideea că ceva bun se întâmplă mereu în fiecare zi. Păi se întâmplă, băi, avem niște copii atât de deștepți. Da, sunt păi foarte deștepți. Păi, nene, puștanii ăștia ce poate să facă copiii ăștia, mie se par niște generații fabuloase. Pa păi aici învăța. uită te la niște copii, miti-te așa, șapte, opt, zece ani, cum se joacă, cum combată între ei, cum își fac găștile, cum își fac... Mă geniali! sunt senzaționali, câte lucruri știu. Băi! Da, vine... da, sunt foarte deștepți. O zi vine să-i să, să îi așa cu totul. Bă, tu mi deștepți, și frumos și deștept copilul Nu oh! să crezi. E minunat. Sunt niște generații extraordinare. Să fie ghidate corect. Nu către... Către creativitate și atingerea... Către creativitate faină. Potențialul Să facă ceva cu ei. Băi, la modă nu mai e să... Mezi, să fii mezi. șmecher. Fratele, la modă acum e să fii inteligent, jur. Chiar dacă nu pare. O să vezi tu că dispare și zona asta de cocălăreală. Te, se, 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 se cerne, dispar. Și o să vezi tu. Eu am observat. Vreau să zic ceva, dar mi-a dat seama că nu-mi-a adevărat. Am fost am dat la un liceu. Băi, și. Am trecut prin fața liceului. Și. Păi, m-am speriat. m speriat. Toate fetele aveau genet alea așa. Mai, Unghi. măturici. Unghiile. Păi, tăticule. Un de un Păi, și-am văzut un grup de gagici, de fete, nu știu aici, obișnuite, fără unghii, fără... Păi, deci, erau atât de drăgălași, aveau de râsetele alea de copile, de copile. Păi erau toate drăguțe și au niște subiecte de alea penibiluțe, de copiluțe. Păi erau atât de drăguțe. Și erau niște pornoiste, niște toate niște... Și te îngrozești. Păi da, greu. Și ca părinte e greu. Nu te duci așa îmbrăcată. Stai, tu le știi că... Nu mă schimbam Spune în caza scării. Da. Și astea le fac bullying la alea care nu sunt cool și așa mai da. departe, sau invers sau băieții. Asta Băi, e un subiect diferit, dar extrem, asta trebuie să facem extrem de puternic ca părinte să strângem o, și ca copil. O gașcă de vreo 4-5 să vorbim despre niște. bullying și despre asta că e ceva. Jur că, că nu vorbesc dar eu, promit. Nu, no, stai niște. Îți mulțumesc că ai venit la vorba lui Jorge. Mulțumesc de invitație. Ești savuroasă și foarte inteligentă. să-mi pui, să pui acolo bipur, te rog. Să, să nu pare că ești zic, păi că zic o prostie. Păi ce ai zis? zic Păi ce ai zis? Că n-ai înjurat. Nu știu. N-ai zis nimic. Foarte bine. Foarte, foarte bine. Bravo, bravo. Bravo, Cristina. Și frumoasă și inteligentă. Lume. Ai văzut. Dragilor, da, da, da. Um, Uitați-vă și pe Instagram, pe YouTube, pe Facebook, pe astea. Măi, să, să, ne vedem cu bine. Am și un canal de YouTube. Are 526 de subscriberi. Uite, o să-l punem și noi acolo ca să urmăriți-o pe Măi Cristina crească. Cioran să crească frumos, să facem câteva mii Și mulțumesc acolo. mult de tot, de invitație. Mi-a făcut mare plăcere. Și mie, Cristina, și mă bucur că te-am revăzut. Dragilor, voi știți ce trebuie să faceți, să dați like, share, Și să împrăștiați informația mai departe. Uh, vă pup și să vă fie bine. Capul sus, nasul jos.